Bună seara tuturor! 16 Bună seara! februarie 2018, Apicultura din România Live. Ne aflăm în fața începerii emisiunii cu Neandrei Ignatov invitat și cu o temă foarte interesantă pe care aș vrea să o dezbatem. Chiar discutam că este o temă în care n-ar putea fi abordată doar într-o scurtă emisiune ca în seara aceasta. Poate, de ce nu, cu altă ocazie să o elaborăm pe mai multe emisiuni și mai secvențiale. Neandrei, bună seara! Mă bucur că ești printre noi. Bună seara și eu mă bucur că ne reîntâlnim. Ce mai faci, Neandrei? Mulți erau nerăbdători să te audă, să afle cum mai ești și ce mai mulțumesc lui Dumnezeu, bine, aștept și eu ca toată lumea primăvara. Mă bucur că a mai căzut un strat de zăpadă, dar nu mă bucur că a început să topească. Aș fi vrut să-l țin deasupra pământului vreo 2-3 săptămâni, dar nu-i după puterea noastră și cum vrem noi. Asta este. Ar mai fi intrat un... Dumneata, te bucur de zăpadă acolo, alții dintre noi nu avem parte de zăpadă și de ce nu putem să spunem fără a fi răutăcioși că putem fi invidioși pe cei care au zăpadă și să bucurat iarna aceasta? Domnule, multă lume spune că, știi, este o vorbă, ci că, domnule, dacă este zăpadă, știi, intră apa în pământ, dacă stă zăpadă, așa e, nu. Problema este că e taman invers. Rămâne apa în pământ dacă este zăpadă peste pământ. Că un metru cub de zăpadă, de exemplu, de asta înfoiată, când ninge așa, nu știu dacă are 15-20 de kilograme de apă. Poate să aibă, eu știu, n-am cântărit niciodată, dar oricum nu are, deci se vede clar că e foarte puțină apă. Și totuși când se topesc zăpezile, apa curge. De ce? Pentru că pământul mustește de apă, nu de la zăpadă. De la cea din subteran care tot timpul urcă spre suprafață și în loc să se evapore, rămâne acolo. Nu-i dă voie zăpada. Plus, care este beneficiul zăpezii? Zăpada aduce extraordinar de mult azot atmosferic în sol. Pentru că fulgea aia de zăpadă antrenează cantități imense de substanță activă, deci de azot atmosferic. Aici e bucuria zăpezii. Și asta e. Dacă un strat de zăpadă de 10 cm stă de la 15 noiembrie până la 1 martie deasupra pământului, în sol se adună până la aproape 700-750 de litri de apă la metru. Deci vă dați seama că e un câștig. Și nu-s decât 10 cm zăpadă. E ca un fel de mulci zăpada. Cantitățile mai mari, asta înseamnă azotul. Da, hai să trecem la ale noastre acum, la structură, la astea. Am să încep cu întâi, fără să plictisesc prea mult lumea, dar vorbesc și pentru cei care nu știu prea mult apicultură, să mă înțeleagă cei mai avansați. Am să vorbesc de structura normală a familiei de albine, deci cea pe care o știm cu toții din cărți, de peste tot. Deci familia de albine iese în primăvară acum, da? Ce se întâmplă? Știm cu toții că apare fenomenul ăla de transfer de putere, da? Adică cea care a iernat, ușor, ușor, lasă locul celelalte care vine din urmă, ia și ea la revedere, să rămână și pleacă pai la altă lume. Transferul ăsta este extraordinar de important. În mod normal, familia de albini, deci cum am spus, ea, cea bătrână moare, începe ușor, ușor să vină cea tânără din urmă și ușor, ușor se dezvoltă familia de albini și ajunge la apogeul ei, roiește, pleacă, se mulțește, treaba ei ce face și din nou ajunge până la iarnă. Ei, să o luăm etapic și așa, deci cu pași mărunți. Familia, deci se spune prin unele cărți, știm majoritatea, că domnule, știți, albina de iarnă hrănește, o albină hrănește cam 10 larve. Ei, și după aia, știți, apar câteva albine pentru o singură larvă și atunci dacă nu au de lucru, de aia începe familia să roiască, să schimbă problemele acolo și nu mai vrea să lucreze și așa. Ei, nu este chiar așa. Problema este că familia de albine, în mod normal, se pregătește din prima cu gândul să se înmulțească, să se multiplice. La un moment dat, datorită faptului că suprafața de puiet crește în mod continuu, încep să ecluzioneze în mod continuu albine tinere,
Am să fac o chestie, să nu râdă lumea de chestia asta, dar să stabilim ca și cum am urmărit și știu lucrul ăsta, dar așa, ele stabilesc între ghilimele ca un număr de albine să nu facă treabă. Deci să nu crească puiet. Familia de albine întotdeauna va rezista mai mult sau mai puțin la vicisitudinile naturii și lipsei de cules și altor chestii din astea așa, numai și numai dacă va fi în stare să-și stocheze cantitatea de corp gras. Acel col gras de care ne legăm noi doar în toamnă, adică se găsește în familia de albine în întreg sezonul. Deci nu lipsește nici iarna, nici primăvara, nici vara, niciodată nu lipsește. Cantitatea de corb gras înmagazinată în familia de albine ca și rezervă strategică este succesul acelei familii de albine să se perpetueze, să reziste la vicisitudine, adică să poată roi, să se mulțească sau să treacă peste perioade grele de vreme. Că să știți că dacă vine deodată o lună de zile de frig, da, se întâmplă, se întoarce natura asta cu fundul în sus și vine, de exemplu, de la 15 mai până la 15 iunie, ninge. S-au întâmplat cazuri când a nins în iunie, da, la noi în România, cu vreo 190 de ani sau 170 de ani în urmă, da? Deci poate să ningă. Deci cum vă închipuiți dumneavoastră că albina aia dintr-o dată se așează la troaca cu polen, începe să mănânce acolo și se îngrașă, își face corpul ăla gras așa, și trece peste acea perioadă. Nu, ele din timp și-au înmagazinat acel corp gras. Cum îl înmagazinează familia corpul gras? Corpul gras în familia de adică albina, până la vârsta de 6 zile și-a format corpul gras. Până la vârsta de 6 zile, albinele alea, pentru că și așa trebuie să consumi mari cantități de polen ca să-și formeze corpul gras, ele participă la hrănirea celorlalte surate, a larvelor. Da? Ele sunt cele care fac mixtura, mierii cu polenul, este hrana pe care o consumă ele în mod normal. Și atunci e normal ca ele umblând tot timpul cu aceste lucruri să se țină de treaba asta, să se hrănească larvele care sunt mai mari decât vârsta de 72 de ore. Da? Dacă trec la secreția de lăptișor de matcă, automat acea cantitate de corp gras dispare. Pentru că acel corp gras este exact pentru asta. Este un fel ca apa vie din izvorul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. În momentul în care a făcut apel la acea cantitate de corp gras, este ca și cum, din povești ce știm noi, este ca și cum ar fi băut din izvorul bătrâneții. Știți povestea cu Făt Frumos? Nu te duci să bei din izvorul ăla că dai de dracu. Și când s-a dus și a băut de acolo, deodată a îmbătrânit și și-a dat seama că el, de fapt, era de mii de ani, trăia cu zânele alea acolo, dar nu și-a dat seama cât de repede a trecut timpul. Așa și aici. Deci nu se face apel. Deci stocarea, cum am zis eu, a acestui corp gras înseamnă de fapt existența în sânul familiei de albine, deci în structura familiei, a unui număr de albine care n-au participat sub nicio formă la creșterea de puiet. A unui număr de albine care sunt exact ca și cum s-ar pregăti pentru iarnă. Ei, Da. aceste albine sunt albinele care ne creează nouă bunăstare, foarte puțină, dacă nu prea știm să stăpânim apicultura și familia de albine, și marile necazuri, în proporție de 90-95%, cu care se zbat stupinele din întreg globul. Roirea, roitul. Deci, familia de albine, trecând iarăși la structura aia normală care am zis noi, familia de albine începând să se dezvolte, da, și având puiet, alege, deci să stabilim, v-am spus fără să râdeți de mine, alege, numește niște surate care, bă, fetelor, voi nu vă apucați de treabă, sunteți frumoase, drăguți, lasă, pe voi vă va lua un prinț, voi aveți alte chestii. Și se retrag, se dau deoparte, da, ca să înțelegem așa, știți, plastic. Se dau deoparte. Ei, sub nicio formă nu se pune problema că vezi, Doamne, 10 albine hrănesc o larvă. Și se bate ele și se înghesuie acolo cum scrie prin cărți că, Doamne, înainte una de iarnă hrănea 10 larve, acum 10 hrănesc și nemai având de lucru să gândesc ele să plece. Nu. În momentul în care s-a format un stoc de albină, da?
un număr de albine din alea care dețin corp, acel corp gras nefolosit, automat în familia, și numărul lor crește progresiv, automat în familia de albine încep să apară trântorii. Pentru că trântorii sunt normal cei care vor trebui să împerecheze viitoarea surată, matcă, care va rămâne în stup, după ce matca stupului și cu celei care s-au pregătit pentru alea date deoparte, știți, cu corpul gras, așa, vor pleca. De ce se stochează, se mai stochează acel, cu acest corp gras? Eu v-am spus că numai să traveseze niște restriși, niște vremi urâte. Se stochează pentru a putea pleca cu roiul. Deci lumea, văzând componența unui roi, știți, când s-o așezat pe o creangă, o văzut acolo, albinii cu polen pe picioare, albinii cu aripile frânjuite. Deci, domnule, roiul are o structură perfectă, el pleacă. Nu. Cele care sunt să plece cu roiul sunt albinele alese clar, stabilite clar, adică cele care trebuie să atingă vârsta de 50, 60, 70 de zile. Dar ele trebuie să aibă glandele de orientare dezvoltate, ceea ce înseamnă 20-21 de zile fără probleme ca vârstă. Deci să aibă vârsta asta. După aia, ele trebuie să hrănească matca și viitoarea progenitură, să aștepte până când acea progenitură începe să ecluzioneze și ajunge la stadiul exact cum au lăsat ele casa acasă. Așa trebuie să rămână și roiul când ele își vor lua la revedere și vor pleca pe lumea cealaltă. Și atunci, dacă calculăm noi 21-22 de zile aria când pleacă, 21-22 de zile până, adică vreo 2-3 zile până când își construiesc acolo căsuța, încep primii faguri, făgurașii, știu, încep matca să depună primii ouă. Astea clădesc, matca vine și pune ouă, ele clădesc mai, cât mai repede, că larva crește, nu? Să nu dea pe afară, ca la oala cu lapte. Deci iarăși se adună, să spunem, își pune, ecluzionează, se fac vreo 23, 24, 25 de zile, plus 21, 22, domnule, se fac vreo 40 ceva de zile. Până când aceste albine ajung să fie exact ceea ce trebuie să fie, adică doică, ceresă, dar mai ales cu legătoare, ca să nu existe acea ruptură în structura ei, să nu aibă cine culege, da, așa ea, se mai adună vreo 20 de zile, 20 ceva de zile. Deci înseamnă că albina care pleacă cu roiul trebuie să aibă, să poată trăi cam în jur de 60, chiar 70 de zile. Deci cam asta este în condițiile normale, da? Deci dacă s-a înțeles, structura familiei este asta, da? Deci familia de albini pleacă pe celălalt râm, albina care a iernat, vine asta nouă de aici și începând cu primile albini care au ecluzionat, se aleg, v-am spus, stabilim chestia asta fără să râdem, un lot de albine care alea nu vor munci. Sunt privilegiatele coloniei. A? Deci alea nu muncesc. Cu cât avem mai multe din alea, cu atât colonia noastră va intra mai repede în frigurile roitului. Acum, haideți să vorbim de structura familiei de albine care nu roiește. Da? Se încearcă, există o tendință normal pe plan mondial, de a se selecta familiile, adică măcile, și a se ameliora însușirea asta, de a nu roi. Cum de exemplu, dar nu trecem, să nu credeți că am ceva împotrivă, să nu fim așa înțeleși, cum sunt de exemplu hibrizii. Da? Hibrizii au fost selectați și au fost făcuți tocmai pentru chestia asta, că ei nu roiesc. În momentul în care familia de albine nu roiește, deci ea nu știe, nu are în structura ei chestia asta, au în mod automat va avea un număr mult, mult, mult mai mic de albină care nu va trăi mult. Deci ele nu vor stoca cantități mari de corp gras. Aceste familii de albine nu sunt învățate să facă așa ceva. Nefăcând așa ceva, este normal să nu roiască, pentru că ele nu dispun de acea albină care să trăiască 60-70 de zile. De aici și tendința unora de a spune în ziua de azi că albina nu trăiește mai mult de 25 de zile, maxim 30 de zile.
și că devine culegătoare mai devreme și că ar pleca mai devreme la cules și că de fapt în mod normal nu trăiește mai mult de 25 de zile. Tocmai din cauza faptului că ea își vede de viața ei cea normală. S-a apucat de lucru în stup, o trecut repede la măturat, l-a făcut curat, l-a hrănit cu lăptișori de matcă, de acolo a început să care cărămizile, o clădit, o ternat de clădit, o mai ventilat pe aici pe acolo și o plecat la dracu la treabă. O prins o vrabia, o prins o prigoria, o dat o vântul de pământ, o prins o ploaia, gata, s-au souzat la floarea soarelui cu cleiul, cu astea, cu nu știu ce, cu erbicidul, s-au dus naibii, pa, la revedere, sărna pentru masă. În acele familii de albine nu există stocuri de albină care să mențină acolo ca și rezervă de corp gras. Ei, avantajul familiilor de albine, astea iarăși hibrizii, înseamnă un lucru la ele. Întotdeauna trebuie să menții familia aia într-adevăr într-o formă activă cu de toate, tocmai pentru ca albina aia să fie hrănită cum trebuie. În condiții de stres, deci de lipsă de cules, de lipsa polenului, de chestii din astea așa, ele nu pot traversa acele perioade așa cum traversează o familie de albine care din start ea moștenește acest instinct de roire. Pentru că acea familie de albine nu și are rezerva aia de corp gras necesară și atunci automat apicultorul trebuie să intervină cu hrană, să le susțină. Am trecut peste asta, o să analizăm acum mai mult, deci familia de albine cu tendința de roire. Câștigul nostru al apicultorului este că dacă știm să jonglăm această structură, de fapt a doicilor, că doicile sunt cele care își păstrează corpul gras, să reușim să pipăim și să exploatăm familia de albine în așa fel încât să ne dea nouă o cantitate mai mare de albină care n-a apelat la corpul gras și pe care o prinde vremea culesului ca fată mare. Adică nu mai pleacă e nicăieri la mama dracu pe să roiască, ci rămâne frumușel în familia de albine să-și vadă de treabă. Care este problema acestor familii de albine? Adică acestei albine cu corp gras. Ea va putea pleca la cules. Este exact albina din toamnă. Ea pleacă la cules, vine acasă, dar mierea cum o aduce așa rămâne. Dacă în familia respectivă, ce se întâmplă toamna târziu, nu există și albină care să proceseze ceea ce a adus ea de afară. Vara, primăvara, nu se pune problema, că există suficient albină de stup care poate procesa ceea ce aduc ele de afară. Și atunci, normal că o să avem miere mai multe, pentru că există culegătoare mai multe. Dar trebuie să facem diferența între cea specializată să care nectar, deci care ea și-a văzut de drumul ei normal, ca și culeg, adică ca și albină și-a ajuns culegătoare, cu cea care are stocat încă în ea corpul gras. Ați auzit de multe ori apicultorii, de exemplu pilatei sau floarea soarelui, domnule, dar uite am extras, băi, uite am făcut 100 de bidoane de miere. Băi, nu știu ce drag, uite 3 bidoane, dar la același lan, aceeași stupin, uite 3 bidoane mi-au fermentat. Sau uite cum au accidente de cristalizare sau chestii din astea. Și începe lumea, bă, ori l-ai pus acolo, nu, pe mama dracu, nu l-a pus nicăieri. Taman s-a nimerit în acele bidoane să fie mai multă miere extrasă exact de la familiile care vă spun eu. Aveau foarte multă doică de vârsta de 21, 22, 23, 24, 25 de zile, da? Puțină culegătoare care se poate procesa acel nectar cum trebuie, de să-l trateze, să-l îmbunătățească cu invertază, să-l invertească, știți voi cum e asta, nu ne plictisim cu termenii ăștia. Și a adus stupul ăla, deci l-a umplut acolo de miere, da, așa ea, dar mierea aia de fapt nu a fost, deci nu avea zaharuri invertite cum trebuie. Deci de asta apar acele accidente. Deci v-am spus, evitând prostia apicultorului sau bidonul avea ceva sau așa, da? Deci în condiții normale sunt întrebări la care săracul apicultor nu găsește răspuns. Ei, răspunsul ăsta este,
S-a nimerit în acele bidoane mierea de la familiile respective, care au avut multă culegătoare, au adus, dar acele zaharuri, da? Deci polizaharidele din culesul respectiv, n-au fost invertite. Ce să vă mai spun eu de structură? Structura familiei de albine poate fi modificată, că pe noi asta ne interesează și bătălia e mare pentru primele culesuri, ea poate fi modificată prin hrăniri. Prin hrăniri de vreme. Ce există stimulările astea, da? Ei, stimulările astea sunt cu două tăișuri. Noi dacă nu ne uităm ca și apicultori, cam ce suprafață de puiet am avut căpăcit la un moment dat, comparativ cu suprafața de puiet necăpăcit. Și să avem în calcul, mă, omule, deci simplu, domnule, am o ramă plină de puiet căpăcit, deci e clar că la căldura care e afară, deci noaptea 14 grade, ziua 22-26, nu știu ce se apropie salcâmul astea, deci cum e primăvara cu tare? Domnule, ar trebui să-mi acopere cam vreo două rame jumate, dar hai, două rame ar trebui să-mi acopere. Se vede clar, mi-a acoperă, nu? Este acolo. După aia, iarăși, domne, a ecluzionat eu în 3 zile, mă bucur, normal, bă, în 3 zile l-am ținut, în 3 zile am băgat 6 rame sau 5 rame, bă, l-am extins, gata, e lada plină, trebuie să-i pun catul. Bucurie e mare, dar nu ne punem întrebarea în momentul ăla, bă, stai un pic, dar mie cât albină mi-a rămas acolo de hrănit? Adică larvi, ouă, ceva, bine, nu hrănești ouăle, deci larvi, tineri, ceva de hrănit, cât eu văd? Băi, cam puține. Ei, puținele alea o să ne facă nouă necazuri, adică puținele alea ne arată nouă de fapt că avem o cantitate foarte mare de doică care nu a făcut apel la acea masă de corp gras, la acea cantitate de corp gras. Intrăm noi în cules, mai cu târâși, mai grăbiși, mai cum intrăm acolo, nu știu ce așa, Bașca și alte albine doici abandonează creșterea puietului sau nu apucă, că au vârsta de 4-5 zile, deci nu apucă să mai facă apel la corpul gras să hrănească, deci cu lăptișor de matcă, și îi prinde așa, știți, vremea culesului. Se trezesc ele că au vreo 14-15 zile când se termină culesul, sunt dezorientat în familia de albinieri, cam nu știu ce cu ele acolo. Băi, tată, noi acum ce facem? Nu prea este de hrănit, nu nimica? E, știți cum e anturajul. Anturajul este foarte periculos. Salea bătrâni de acolo, ce-i fetiță, ce-i cu tine? Vină cu aici, îți arătăm noi care-i viața adevărată. Lasă-o dracu pe asta cu munca, ce ești nebună la cap, termină o prostie. Te apuci tu cu mătcuța, cu datul, cu... Uite, vin aici între noi, suntem gagici bătrâni, uite, noi știm ce e aia viață, hai să arătăm noi care treaba, plecăm de acasă, termină fată, stai aici ca proasta. Ei, și în momentul ăla apar problemele cu roitul. Taman când se trece de rapiță și se intră în salcâm, ca să trecem și la cu concret, da? Ei, și problemele atunci apar. Se roiește pe capete. Noi dacă ne apucăm să hrănim de vreme, să pregătim familia de albine, trebuie să înțelegem un lucru. Că o familie structurată bine, adică asta însemnând 60% este albină care trebuie să bată din palme prin copaci și 40%, maxim 45%, da? Dar 40% sau chiar 35% este albina de stup. Ei, în momentul ăla când avem asemenea structură, gândindu-ne și la faptul că va fi luată albină de la munca ei de jos, acolo de la hrănit pe lincuții și schimbat și astea, și va fi pusă la treabă să facă nectarul, să-l proceseze, să bată cu căpățâna acolo în polenul ăla până îi sar creierii din cap, să-l taseze, când se termină culesul, aia numai bine se va apuca din nou să dezvolte familia, să facă din nou surate, pentru că alea 60% băbăciuni, vai de mama lor, deci n-au avut nicio treabă, foarte puține dintre ele mai sunt în stare să secrete lăptișori de matcă, adică ar mai avea ceva din corpul ăla gras, dar de fapt sunt niște zbârcituri, deci sunt terminate și ele, și atunci familia își revine cu totul și cu totul altfel.
Deci nu intră în cap prostiile să plece, deci cu roică. Nu știu dacă s-a înțeles acum, ce să vă mai spun de structura familiei de albine. Eu cam asta m-am gândit în seara asta să vă vorbesc, legat de ea și cu roirea. Acum, tot despre structura familiei de albine, să lăsăm chestia, că cred că m-a dus un pic valuș cu gândul că am încercat să deschid un subiect din ăsta pe Stupărito și sunt convins că mulți din ascultători sunt și clienții ai forumului Stupărito și acolo nu s-au reușit să găsească o explicație, cea care am vrut eu, adică o dezbatere cum aș fi dorit-o eu. Așa, și toată lumea s-a axat pe primul cules, rapiță și salcâm. Nu. Marile culesuri sunt și altele în alte zone sau tot timpul avem. Mare cules se cheamă și cel de la tei, mare cules se cheamă și cel de la floarea soarelui. Ce vroiam să spun? Tot de structura familiei de albine depinde și chestia asta cu clăditul fagurilor. Deci noi introducem fagurile, că domnule am băgat vreo 2 la pomii fructiferi, vreo 3, nu știu când acolo. Nu. Nu, noi trebuie să știm că întotdeauna va exista un maxim de albină care este în stare să clădească. Care are posibilitatea asta, ea secretă ceară din abundență, este în stup acolo într-un număr foarte, foarte mare. Deci acel moment apare în general între, în țară la noi mă refer, cam între culesul de salcâm și culesul de tei. Adică cam pe o perioadă de vreo 10, maxim 12 zile. Mă aud, nu? Sigur că da, Andrei. Da, că am văzut așa liniște, zic să nu vorbesc la bec. Că mai pâlpâie asta pe la modem pe aici, să mai treză dracu că vorbesc în gură. Așa, deci cam 10-12 zile în perioada între salcâm și tei, sau cei care n-au tei, între salcâm și, adică între salcâm un pic mai târziu de salcâm așa și cam înainte de culesul de floarea soarelui, da? Deci cam aia este perioada când avem un maxim de albină care clădește. Deci structural în momentul ăla avem extraordinar de multe albine cerese. Și atunci este momentul să introducem noi foarte mulți faguri. Deci ați înțeles, cred că acele multe, multe, multe cerese apar în momentul în care familia de albine a avut structura despre care v-am spus eu. Cea optimă, cea normală, fără gânduri de roire. Iarăși revin la o chestie care aș vrea să o transmit și cred că de aici, dacă o să mai facem, poate dă domnul vreo emisiune viitoare sau așa, să intrăm pe bucățele, să înțeleagă lumea, să poată face apel la niște cărți acum după ideile care le dau eu, să ducă să găsească, să studieze aspectele astea, cât găsesc în literatură, așa, că nu prea sunt drept să vă spun. Deci cât găsesc și astea, să le putem dezbate ca să înțeleagă fenomenul ăsta, cum e și cum e cu albina asta care trăiește mai mult și e periculoasă că e doică. Deci dacă avem o structură optimă, cum v-am spus eu, atunci albinele doi și cele care și-au înmagazinat, adică zona aia de fetișcane acolo care și-au stocat corpul gras, sunt numai bune după cules. Adică dau startul acelei familii de albine, familia de albine nu intră în regres. Dar cele mai periculoase și mai periculoase sunt cele care, cum v-am spus, sunt numeroase, stochează o cantitate imensă de corp gras și alea sunt beleaua din familia de albine. Lucru care trebuie să ne ducă să gândim așa, am scos 15 kg de miele, era rapiță, da, dar și băi ce am făcut, dar mi-au roit stupii. Bun, dar ai pierdut la salcâm și tei. Adică aici este problema. Trebuie mers în așa fel cu culesurile și cu jonglarea structurii, încât să nu pierdem la niciun cules. Noi trebuie să o menținem într-un ritm, cum să vă spun eu vouă, într-un ritm de creștere nu logaritmic, adică liniar. Deci creșterea să fie lineară și descreșterea să fie lineară. Pe când tendința majorității apicultorilor acum este de a merge pe o creștere logaritmică. Adică târ, 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 ca toată lumea din primăvară, hâr, hâr, și deodată bubuiala aia, știți, ca la panta, de exemplu, la un tub.
Electronic m-am referit, la un tub electronic, nu? Aici, da. Aici vreau să completăm. Da, deci la un tub electronic, știm foarte bine că cea mai bună pantă așa este la tubul electronic acolo. El merge un pic, când a plecat, s-a dus rachetă în verticală. Adică în celelalte, germaniu vine după el și are deschiderea 0,2V și vine după aia siliciu, care siliciu are 0,6, piste 0,6V deschiderea, joncțiunii, nu? Și panta e târ, fâs, fâs, fâs. Da, pentru că tuburile sunt mari consumatoare de energie, nu sunt folosite decât numai în condiții pentru scule hiper, super profesionale, gen Tamberg, nu știu ce, pentru studio și astea. Germaniu este material strategic, având deschiderea la tensiuni mici, deci consumul este foarte mic, iar la 0,6V deja lucrează, pe când siliciu se găsește peste tot, vorba japonezului, ce avem? Siliciu. Ne apucăm de electronică și dezvoltăm țara. Dacă avem praf, avem siliciu, da. Bun. Acum nu știu ce să spun, Ionele. Chiar nu-mi trece altceva. Eu aș vrea să vedem puțin un lucru. Ai zi, ajută-mă, știi că... Bineția aceasta de a lucra cu această albină. Da. Se poate gândi, de exemplu, parcurgând cursul de creștere a măcilor, am văzut că starterul, de exemplu, are o anumită structură, familia finisoare altă structură, vrei să obții mai mult polen, are o anumită structură, vrei să produci lătușor de matcă, marjezi pe altă structură. Corect. Clar, după ce am înțeles prin desfășurarea cursului părțile de anatomie, de funcționare a glandelor, corelarea lor, când se întâmplă lucrurile, cum evoluează familia, toate lucrurile acestea, sunt niște lucruri frumoase care le putem vedea nu doar ca niște piese de puzzle, ci ca pe un întreg. Și aici, pentru unii colegi, este importantă exploatarea și fructificarea marilor culesuri, iar sunt alți colegi care ar vrea să înțeleagă ce ar putea ajuta sau ce face diferența într-o structură de mare cules și o structură de cules de polen, ca de exemplu. Nu numai structura familiei care răște pe acea doică care nu a, și care și-a inhibat glandele. Da. Pentru că așa aici este, ai zis bine inhibat, pentru că este o diferență. Există chestia a întrerupe secreția, deci a secretat cândva, deci a întrerupe secreția glandelor și a inhiba glandele. Deci albina când intră pe iarnă își inhibă glandele, clar, deci n-a secretat în veci lăptușor de matcă, n-a făcut apel, iar altele care și-au întrerupt trăiesc un picuț mai mult, dar știți cum, tot au gustat din izvorul al murii, al bătrâneții. Acum, na, zi, ce să spun, deci diferențele astea... Putem contura câteva aspecte legate de aceste diferențe, da, ce da, ar trebui da, să... Totul este legat de chestia asta, deci de viața, deci longevitatea, deci cât poate să o ducă albina. Dacă ai văzut la un starter, deci am atins chestia asta, structura unui starter. Domnule, toată lumea știe, domnule, am făcut starterul, l-am înnebunit, am dat la doi ca acolo de jalea de pe lume, domnule, și l-am nenorocit. Domnule, dar uite că nu mi-a acceptat. A, dar știi, după aia am mai făcut nu știu ce, am suflat cu nu știu ce deasupra, la ăsta zi pe nume, a bocilor, le-am pus eu cupile alea nu știu pe unde, am mai făcut nu știu ce, am bătut mătănii, domnule, a început să crească numărul celor acceptate. Ei, acel om ar trebui să-și dea seama, de exemplu, că starterul, la început, rămânând orfan, va căuta, da, cât mai repede. Și vă spun exact, tot așa, care fără să sariți la mine și să râdeți, va stabili, va numi, da, va făca la un catalog acolo, Vasilica, Ioana și Marina, hai, dați-i drumul, vă rog frumos, acolo și hrăniți o mătcuță, larvi, ce mai găsiți pe acolo, să ne faceți o matcă. Păi, dar de ce noi? Păi de aia că celelalte tată trebuie să-și stocheze corpul gras. Deci noi când am format un starter, va apărea clar un stoc. Deci va apărea clar, vor deveni alea, domnule, dar nu mă apuc de treabă, dă-te dracu, eu știu, eu nu-ți dau niciun leon, nici o bere, nici nimic, nu am decât atâția bani și trebuie să-mi ajungă până la sfârșitul anului. Ea nu știe, săraca, că o bate pacul ăsta peste 2 săptămâni de zile și ia pontul cel mare de la loto. Nu știe, și așa aici.
Deci nu se apucă să ștocheze, și doar câteva. Deci apicultorii trebuie să înțeleagă că în momentul ăla când s-au aruncat asupra starterului, ori să-l facă mai devreme, da, ori să nu aibă prea mari pretenții la început. Am întâlnit foarte multe cazuri, au făcut starter, au venit apicultori experimentați, deci oamenii cu vechimi, cu stadii din astea așa, și au spus: domnule, nu l-ai făcut bine. Uite, vezi, așa se face starterul. Și îl faci într-un fel, eu știu, mai bunișor, mai așa, să zicem. Băi, da, de la două acceptate, uite, mi-au acceptat 12, da, e mult mai bun făcut. Da, dar nici ăla n-a acceptat cum trebuie. Aici e diferența. Și atunci la mergi, da, băi, nu l-am făcut bine. Nu, problema este că trebuie să aibă acea puțin pică răbdare până când se termină cu toate. Și de obicei cam ăsta este, cam vreo 10 zile. Când după aia celelalte spun: bă, gata, n-avem de ales. Puiet nu mai avem de crescut nimica, nu așa ea? Ne aruncăm ca necatele, trebuie să ne facem mămică, că altfel dăm de dracu. Au și ele discuțiile alea: bă, fată, tu cam cât ai zis că trăiești? Bă, eu vreo 60 de zile. Bă, fată, ia vezi ce faci acolo, că trăiești vreo 70-80. Că dăm de dracu, ne ducem la vale, familia piere. Noi trebuie să facem o mătcuță. Și atunci, automat, ele se vor arunca cu totul altfel asupra bocilor noastre. Deci, cam asta e cu structura. Deci, tot acolo se ajunge. La cea cu polenul, aici n-aș vrea să intru eu prea multe detalii. Specialiști sunt cei de pe la Satul Mare, Sălaj, pe acolo, nu mai zic, pardon, așa, deci aia din Sălaj, de acolo. Problema e că, tot la fel, acolo trebuie să facem în așa fel încât albinele, și vedeți voi, trebuie să vrea să aducă polen pentru că au de crescut larve de care? De alea. Înțelegeți? Adică trebuie să existe o motivație. Întotdeauna trebuie să creăm motivația. Și atunci când formăm familia de albine și o structurăm exact pentru acest lucru. Albinele care în general, deci când se formează familiile astea, ele nu sunt niște familii uriașe. Cei de pe la... Deci nu stăpânesc bine chestia asta exact așa. Eu am încercat câteva chestii, am avut rezultate foarte frumoase, dar pe principiul ăsta am mers eu. Deci eu le-am cam scos lor de la început niște rame cu albină, deci cu puiet căpăcit și cu albină, aia de pe ramele cu puiet căpăcit, am eliminat-o din start de acolo și am scuturat un picuț mai multă doică în familia respectivă, pregătită cam cu vreo 12-14 zile înainte de a începe culesul de polen. Înțelegeți? Tocmai pentru ca să se apuce atunci. Deci și hrănirea la început a lor contează foarte mult a chestia, dar v-am spus, aduceți un specialist de la Sălaj, nu mă bag în treburile lor, să nu vorbesc de pipăreți, dar tot asta. Pentru că cei care culeg polen sunt niște albine foarte puternice și sănătoase. Ca să ai într-adevăr o producție faină de polen. Și inclusiv acolo trebuie de văzut cam care albină să alege și să culege. Dar într-adevăr asta este diferența între structuri. Așa este. Pentru un apicultor care... Problema care o spuneai, că ai zis acolo, și diferența la familiile finisor. Ei, la familiile finisor au într-adevăr o altă structură. La familiile finisor trebuie să existe două chestii foarte importante. Una, motivația creșterii acelor măci, adică hrănirea acelor boci, acelor larve. Deci motivația lor, și automat vom alege familii care sunt predispuse spre roire, normal, adică care ar vrea să roiască, chestii de genul ăsta. Că degeaba li dai mătăluță larvile alea, că nu ți le hrănesc, el trebuie să aibă o motivație. Și atunci vom căuta măci care au al treilea sezon, adică dacă am luat așa sezonul 2017 când a ecluzionat ea, ce a prins acum 8, deci să aibă, când intrăm în 2019, este bună de doică, deci de familie finisor, deci să aibă măcile un pic mai în vârstă, așa, și... Dar nici prea băbăciuni, să aibă foarte multă doică tânără sau stocate mari cantități, ce v-am spus eu, de genul ăsta de corb gras,
Dar atenție mare acolo, după fiecare extragere a ramei port-boci, automat acea familie de albini trebuie luată și botcărită. Spunea cineva odată despre mine că a venit și a luat niște mărci, nu știu, și spunea că nu roiesc, și a zis, domnule, ce fac, botcăresc. E, tamana asta se întâmpla, botcăream doicile, deci familie finisor. Acolo trebuie cu extraordinar de mare atenție, deci de aia finisoarele nu se fac nici uriașe, trebuie verificată ramă cu ramă. Deci ramă cu ramă și distrus tot, pentru că a doua șarjă de boci nu va mai fi ca lumea. Deci nu va mai fi ca lumea, pentru că apare împărțirea acelui microclimat, că asta era a doua condiție. Deci prima condiție este să aibă familia de albini, să aibă mărcile mai în vârstă, deci să aibă tendința asta de a roi, tocmai asta înseamnă că stochează dinaintea erii noastre mari cantități de corp gras sau vitelogen, cum am mai văzut că este denumirea asta de prin străinătate. Așa, și să fie asigurat și un microclimat propice creșterilor. În momentul în care într-un colțișor de stup am uitat un început de botcă, deci nu e nevoie să ne fi scăpat o botcă care e aproape de căpăcire, că atunci ai belea, o ecluziona matca aceea și ne-o spart toată șarja noastră. Așa, că de obicei ies o răgălie din aia subțiri cât paiul de grâu și ți intră prin găurelele matale, prin hanemanul ăla de nu te vezi, e mai subțiri ca o albină. Și se norocește toată șarja ta de boci. Deci nu mă refer la asta, mă refer doar la faptul că, de exemplu, abia e un început. Nu-l observi, e un început. Ei, acolo se duc ele. Și se abandonează ții chestia asta dacă undeva, când ai aranjat ramele prin familia de albini, n-ai ținut cont de microclimatul ăsta. Apropo deci, ce este, cum se spune, light motivul. Da? Ca să o luăm așa, știi, să folosesc eu un termen de aiurea sau nu. Adică tot ce este comun în toată chestia asta, în diferite structuri, aici ajunge. Puterea de stocare a familiei de albine, deci de stocarea corpului gras. Ce cantitate de corp gras dispune acea familie de albine la un moment dat? Cam aia coordonează totul în apicultură. Zi acum. Apropo de botcărit, pe finisorii care aveau o anumită vârstă, am observat de asemenea și la rase cu instinct, sau la albine cu instinct de roire foarte mic, apariția bocilor. Nu bocile acelea jos din de ferestrău, dar una sus, frumos, pierdută, și dacă nu ești pe fază, regina respectivă ți este schimbată. Da. Da, pentru că aici apar câteva chestii. Da? De exemplu, odată, să spunem că am aranjat familia de albini, deci finisorul extraordinar de bine. L-am așezat la perfecție, domnule, am făcut acolo, deci am ales locul cel mai bun de pe fața pământului, așa și mai frumos, cu verdeață și cu lumină și cu soare, unde se pune o ramă port boci acolo, da? După ce am scos-o din starte. Deci l-am ales acolo, o mers cum o mers. Ei, da, vin și a doua oară sau, nu știu, s-a întâmplat ceva acolo, o vreme proastă, o chestie din astea. Familia respectivă, eu neavând încă, că am zis că, domne, mai am de lucru o leacă așa, ia, până li fac dracu cu CNP-ul ăsta, să știu și eu când li fac raportul acolo, care e cu corpul gras și care e fără corpul gras, ca să știu, să le dau adunarea, pachia, treci în colțul ăsta, fivar, mama, vasă al dracu și îmi faceți treaba asta și celălalt de acolo. Ei, am glumit, e destul de greu să ajung să cunosc chiar în halul ăsta, dar când aranjez chestia asta și așa, domnule, li se pare lor că acolo nu e chiar atât de bine, cum ai ales mătăluță locul. Dar faptul că ai dat, cum se spune, ai dat cu sămânța de scandal în familia de albine, ele automat se apucă și găsesc un alt loc ușor unde să facă botcă. Da. Da, ei se gândesc acolo. Aici e problema. Eu, de exemplu, urmăresc în propria stupină și chestii din astea. Deci am care mi-au fost bune doici. Care au fost cam așa. Eu am o parte din stupină pe care o selectez și pentru chestia asta. Înțelegi? Adică cu tendința asta lor de a stoca mari cantități de corp gras. Așa, n-ajung ele săracele să roiască, dar să ase în botcăraie și să-mi facă creșteri adevărate.
De ce? Pentru că asta să nu creadă cineva, vezi, doamne, bă, ce idee, eu dat Ignatov, mă duc și eu își bag o dată 200 de boci, am terminat povestea, știți, bang, ești cel mai tare din parcare. Nu. Problema este că poți lucra pe o durată mai mare cu acea familie finisor. Adică poți să-i introduci în ea chiar până la 4, 5, 6 șarje de măci. La mine o șarjă de măci nu depășește 20 de boci. Deci între 15 și 20 de boci o șarjă la o familie finisor. Și asta însemnând să ocupe bine două corpuri, unul pe unul. Deci o șarjă de asta, dar poți să-i bag până la 6 șarje. Adică cam toată vara poți să țin familia aia de albine să-mi fie numai finisor. Înțelegi? Pentru că este destul de aiurea trecerea de la o etapă la alta. De exemplu, ai lucrat o șarjă de măci cu un anumit finisor, vezi deodată că s-a dus naibii structura lui papură vodă, nu mai răspunde la apel, degeaba accelerezi, n-accelerezi, gata, sunt fundă carburat, nu merge, nu funcționează. Și atunci, băi, te bag pe producție. Îți dai seama că să o treci dintr-o parte în cealaltă este exact ca preceptele religioase. Să-i explici tu cam cum e aia și să treacă în cealaltă parte, treci timp. Și numai bine că a trecut timpul și ai prăpădit culesul și nici acolo nu-i bună și nici în partea aia nu ți-a făcut treaba. Și aici sunt pierderi, într-adevăr, cine se ține de crescut măci, sunt pierderi imense. Să vezi o familie de albini că este ca o cioată putredă în mijlocul grădinii, dar nici nu poți să o scoți, dar nici din cauza ei nu poți să faci niște straturi cum trebuie, să spui și tu niște flori sau ceva, că tot timpul te împiedici, dracu, așa și aici. Și dacă ai câteva cioate de genul ăsta, îți cam strică ți-i cheful prin stupină. Numai când ai intrat cu voi, bună dimineața, să te apuci treaba și ai dat cu ochii de alea, gata, s-o terminat el anul tineresc. Mă gândeam puțin la ideea aceea de starter pe care ați descris-o dumneavoastră. Bine, sunt mai multe metode de a forma starterul și finisorul, mă rog, dar această metodă de a forma starterul, foarte mulți au în practică, după ce au startat, la un moment dat acea albină o folosesc în nuclee, fiindcă ea e mult mai ușor predispusă să accepte bocile sau chiar regine virgine. Aici cu termenul ăsta de a accepta bocile, eu am o reținere. La mine nu există a accepta bocile. Nu, bocile au problemele lor. Nu există că le acceptă sau nu. Treci mai departe, te rog. Și de aici vedeam acea structură care a fost în starter, a startat, a evoluat, a consumat din ea. Acum este o albină care poate fi aptă pentru a fi în acele nuclee. Foarte mulți fac lucrul acesta. Se poate vedea o continuitate în felul acesta? În momentul în care acea albină din starter poate fi folosită în altă parte, da? Deci e clar că revenim la chestia aia care am zis eu cam cu 10 zile înainte, da? Deci e o albină tânără, aia nu a ieșit din stup, aia nu se poate orienta. Da? Și atunci undeva există o hibă la starterul respectiv. În general, când starterul este extraordinar de productiv, când am zis eu că nu mai are de ales și atunci hârșiitile fac apel la corpul lor gras, gata, trec la treabă că le-au crescut șuncile, așa ia, și stau degeaba acolo, ei, în momentul ăla alea știu să orienteze. Alea să le folosești pe alea la nuclee, cam nu prea ai nicio șansă că ți-o pleca de acolo. Le-ai pus nucleu și-o pleca la mama dracu. Clar, te-o lăsa cu buza umflată, s-o dus în altă parte. Nu mai găsesc locul starterului, se duc în altă parte. Deci asta, dar revenind la ce ai spus tu, da, continuarea asta este foarte bună, da, albina aia de acolo se poate folosi, având în vedere că omul și-a făcut o creștere pe moment, este satisfăcut că a avut câteva acceptate acolo, așa este victoria lui, o strigat de 17 ori și jumătate evrica prin stupină, a făcut chestia asta, a pus acolo, e numai bine, are albină de 7, 8, 10, 12 zile, 14 zile, cât e acolo, 17 zile, nu e nicio problemă, aia nu iese din stup, nu nimic, e foarte bună de continuat ca și nucleo. Pentru că, într-adevăr, ea exact pe principiul ăsta merge mai departe, că taman atunci va trebui să facă apel la corpul ușor, ăla ei, gras. Și face apel la corpul gras exact când trebuie. Ecluzionează mătcuța respectivă, dai seama că ți-o hrănești, of, doamne, că exact ca și copilașul ăla care e așteptat de un familion de 60 de babi nebuniti să apară și un copil în familia lor, îți dai seama ce e acolo. Că copilul ăla nu mai are aer săracul de cât îngrijire are și câte babi sunt în jurul lui. Care mai de care să-l hrănească și să-l îngrijească mai bine. Așa și aici. Deci nu, este foarte bună chestia cu plecatul. Se întâmplă într-adevăr că e exact perioada aia lor de fete bătrâni când fac apel la corpul gras. Ei n-au avut unde să-l consumi
în starter și îl consumă foarte bine în nucleu. Și prima albină care ecluzionează de acolo este o albină strong. Deci din puietul depus de matcă și așa este o albină strong pentru că este hrănită într-adevăr cu simț de răspundere. De asemenea, aș vizualizam acum mental și vedeam o continuitate de altfel și, cum spuneai dumneata, imediat după floarea soarelui, care ne aflăm în sezonul acela, există acolo o structură foarte interesantă. S-a terminat cu lesul, este un amestec de albină și cu legătoare, dar și de albină care încă e în faza aceasta de corp gras, neconsumat. Și de multe ori aici lipsește finețea cu care să poți fructifica din plin aceste două categorii de albină. Este albina de după floarea soarelui, este o albină de o calitate excepțională, dar pe o perioadă foarte scurtă de timp. Adică, mai bine zis, după ultimul mare cules, da? Da. Da, deci este o albină de o calitate excepțională, dar pe o perioadă scurtă de timp. De ce? Pentru că alea nu mai roiesc, gata, deci li iese din cap chestia asta. Într-adevăr putem spune că atunci este o înghesuială foarte mare, nici de cum primăvara, conform cărților, că ce vă spuneam eu, o larvă, adică 10, o albină hrănește 10 larve și după aia 10 albini hrănesc o larvă. V-am spus eu că nu e chiar așa. Tot una, o albină hrănește vreo 2-3 larve și celelalte nu hrănesc nimic. Dar pe toamnă, albinele astea, într-adevăr, se înghesuie ca nebunele să hrănească o larvă. Deci atunci putem spune, cred că avem 30-40, da? Mai ales bonculezi de floarea soarelui cu blocări din alea drastice de spațiu, deci de ouat, și ieșim doar cu câteva palmi de puiet, cu cuiburile blocate. Spun cuib, dar de fapt cuib înseamnă întreg ansamblu stupului, dar ca să știi lumea la ce mă refer la partea unde își desfășoară matca activitatea sau unde cândva și-o desfășura activitatea, i s-a blocat totul. Ei, acea albină știe clar că n-are nici în față viitor, pentru că e clar, vine iarna, se termină, dar ea nu ajunge, n-are cum să ia, știi că oricum nu ajunge acolo, ea nu mai poate fi utilă să intre pe iarnă. Să crească, să facă ce să fac cu corpul cealaltă e gras. Adică pur și simplu, știți cum e, ca omul cealaltă care s-a săturat, dar nu mai vreau să trăiesc, domne. Deci cam așa se întâmplă cu ea. Chiar nu mai vrea să trăiască, adică la ce s-o duc eu 70 de zile ca nebună. Diroit nu mai roiește nimeni, că n-ar de gând să plece nimeni, am încercat de unii, băi, dar am vorbit școaia, școaia, ciuci, nu vor niciuna. Nu vor, ca proaste, li vor să rămână acasă. Ei, rămâi și tu. Ei, dacă rămâi acasă, ce să fac? Trebuie să scapi de corpul cealaltă gras. Și atunci se aruncă ca nebunile acolo, măcar o lecușoară de lăptișor să deie și el, lua alea, să fac apel la izvorul bătrâneții și s-o dus dracu. Ei, știind lucrul ăsta, atunci apicultorul ar trebui să intervine extraordinar de rapid cu degajarea cuiburilor și asigurarea spațiului la oată. Atunci dacă se intervine rapid, dar trebuie să treacă apicultorul de aceea euforie. Aculesului bun, butoaiele pline, trebuie să o duc, trebuie să... Domnule, gata, s-a terminat cu stupăria. Bașca că și nevasta, dacă a trecut pe acolo, ce ai făcut, Ioane? Uite, fată, dragă, 80 de butoaie de astea mari la 200 de chile. Aoleo, mamă, mergem până la Praga și la Milano? Normal, cum dracu să nu mergem? Când? În august? Păi gata, Ion zuci repede să vândă mierea, să facă, să dreagă, să spargă. Nu se mai uite el la structura lui pește, el se uită la structura familiei de lângă el, a femeii. Și fugă de la Braga și la Milano, știi? Aici e treaba. Deci eu am glumit să nu super nimeni că am zis chestiile astea, dar albina aia, într-adevăr, a atins un subiect extraordinar, adică un aspect. Este o albină de o calitate excepțională. Și exact cum v-am spus eu, atunci se înghesuie ele să hrănească larvele. Atunci e momentul să obținem acele cantități imense de puiet, de care avem nevoie pentru pregătirea iernării. Că după aia degeaba tragem noi mâța de coadă, hai scârța că i-am dat și mâncare și i-am dat și aia și schimbăm și măcile. Domnule,
Știți cum este exact ca șoferul care a avut 50 de mașini și tot timpul s-a lăudat și la crâșmă și peste tot ce mașină bună are el. Dar de fiecare dată a luat o mașină de ocazie. De el, pentru că este un mecanic priceput, nu este atât de prost, între ghilimele, să ia o mașină nouă. El și-a luat o mașină bună, domnule. Tot timpul a avut mașini bune. Domnule, nu există. În momentul când acel om dă cu nasul de o mașină nouă, își schimbă total chestia. Domnule, chiar am fost fraier o viață întreagă, am mers numai cu hârburi. Așa este și aici. Apicultorul care va vedea într-adevăr ce înseamnă o familie de aia de albini plecând din caracheta cu puiet din ăla hrănit așa, cam ce înseamnă pe toamnă. De aia există apicultori care spun că am făcut roiul pe două rame la 1-2 august și mi-a intrat pe 6 rame în toamnă. Pentru că a folosit acea albină. Înțelegeți? Aici este chestia. Folosește acea albină care este de o calitate excepțională, domnule. Aia îți muncești, îți rupi, domne, nu-ți discută. Nici nu știi de unde ies atâta lăptișor și în ce halpa să hrănească larvele alea. Na, aici e problema. Deci, într-adevăr, aia de foarte multe ori nu este valorificată, mai ales după marile culesuri. Adică după un cules din abundență, după 30, 40, 50 de kilograme de mieri pe familia de albini de la Floarea Soarelui, nu mai zic de vremurile alea ale bunicilor noștri când luau 100 de chile așa fluierând de stup, dar oricum 30-40 de kilograme sunt niște producții normale în ziua de azi. Deci s-au scos chiar și anul trecut, deci nu există. Sunt arlale unde s-au extras asemenea cantități de miere. Ei, vă dați seama, la 100 de familii de albini se trezește omul ăla cu 4 tone de miere, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Imediat, vai de mine, dacă nu au văzut niciodată atâta, și automat uite să mai lucrezi la familia alea de albini. Plus că mai e o chestie, tocmai aici e problema. Vedeți voi, băi, ce s-a întâmplat, că varoa, că alea, că nu știu ce, că cu tare. Dom'le, dacă ții minte, Ionele, spuneam eu o chestie odată, că dom'le, 36 de grade în ziua și 9 grade dimineața, chiar nu v-ați pus problema, ci cu familia aia de albini, cam ce face acolo și de puietul ăla capăcit, cam cine a avut grijă? Pentru că se întâmplă un aspect, da? Și le spun și le zic că nu e adevărat. Mă, nene, ai avut două rame pline cu mieri în mijlocul cuibului, da, și două cu mieri și cu păstură, cu polen, cu ce vrei tu, că nu-i păstură, da. Adi unde știi? Păi știu eu. Și aveai și puiet căpăcit. Păi cât aveai? Băi, vreo 4 rame de puiet căpăcit. Aha. Dar aveai în mijlocul cuibului așa ceva, da. A, dar tu nu ai dreptate cu chestia, îmi spune mie. Nu, tu nu ai dreptate cu 36 de grade ziua și 9 grade dimineața. Nu, domnule, tu nu ai dreptate. Și eu mă uit la el, să mor tu, dacă nu vrei să mă asculti, n-am ce să faci. Dă vina pe tot ce vrei tu. Ce se întâmplă? El înainte de cules, deci când intră în cules de floare, de tei, de ce o fi, de ultimul cules mare, așa, automat bagă niște foi acolo la clădit, nu? Jos, pac. Mai scoate și el niște rame, că acum să-i le facă frumoase și elegante acolo, pac. Păi și faci, că unde s-o clădești mai bine? Pe lângă o ramă cu puiet tânăr, cu din alea, nu? Păi și ce-o făcut? O tras o ramă cu ouă și cu larvi în marginea din dreapta și-o pus o foiță. O mai tras o ramă cu ouă și cu larvi și-o pus-o în marginea din stânga și-o pus o foiță acolo, nu? Și pe mijlocul ăsta puietul căpăcit. Da, da, corect. O ecuzionată la și aștept omplu cu mieri și cu polen. Și bașca sărumâna, cum ți-am zis, deci albina aia, de ce hram poartă albina aia, da? Că este o cantitate imensă de albină cu corp gras, da? De doică, care aia nu prea știe multe lucruri, aia nu s-a apucat, domnule, de tremura din funduleț acolo să-ți facă ții căldură la puie, domnule. Când se face 9 grade dimineața pe 36 de grade ziua, este pe afară, pe sub stup, la mama dracu, până se bagă ea înăuntru acolo, întrebarea este, pe care din cele două rame cu puiet căpăcit, care le-ai pus tu cu ouă și cu larve, și au ajuns de puiet căpăcit când s-a terminat, acum culesul o încălzit-o mai bine. Pe aia din dreapta sau pe aia din stânga? Îmi zici, Matale? Nu, îți spun eu, azi pe aia din dreapta și mâine pe aia din stânga. Și adică oricare din ramele alea au stat cu fundul gol la vreo 90 grade. Și tu vrei puiet viabil care să-ți hrănească ție puietul care să-ți intri pe iarnă? Vrei să-ți facă ție el atât? Ce treabă să-ți facă ăla? Când tu ai pierdut albina asta, ai nenorocit-o, s-o dus naibic, băi, cu legătoarea, s-a fost cu legătoarea, asta e albină bătrână. Da, da, lasă-o, băi, că chiar e bătrână, zvârlă-o. Și nu o bagă în seamă că își vede de treaba lui și după aia din cele două rame nenorocite de puiet care o sta pe la frigul pește, vrei să faci tu puiet să intri pe iarnă.
Vrei să ai tu căldură și microclimat acolo de 35 de grade ca să nu se dezvolte varroa. Hai să fiu al dracu. Dar n-ai mai mult de 32 de grade nici cu poliția și la 32 de grade să avem pardon. Varroa are nunt în fiecare zi de bucurie. Apropo de treaba aceasta, eu fugeam cu mintea, că așa îmi fuge mintea mie repede la altă imagine și în alt moment, îmi fugeam cu mintea acum, la momentul premergător martie-aprilie, premergător Marelui Cules. Și aici vedeam, spuneai dumneata, momentul acela de tranziție între ce albina care a fost și se duce, dispare pas cu pas, și noua albină. Și aici este o vulnerabilitate în dezvoltarea viitoarei structuri de cules. Reușim să detaliem câteva măsuri, câteva preocupări ale apicultorilor în așa fel încât să reușească să aibă o structură corectă de cules? Da, aici sunt două aspecte. La tranziția aia se întâmplă un fenomen destul de delicat. Noi trebuie să înțelegem momentul ăla de predare a ștafetei. Albina, și exact ce am spus eu mai înainte, cu stocarea aia de corp gras, da? Albina, cea care vine din iarnă, da? Și predă ștafeta, va face tot posibilul de pe fața pământului să nu o pună la treabă pe asta tânără. Deci tot posibilul va face să nu o pună la treabă pe asta tânără. Tocmai pentru că ea vede că mâinii poi mâini închide ochii și nu se știe cam cât o poate duce asta. Că dacă muncește, ea nu va mai putea trăi atât de mult încât să traverseze o perioadă, spunem de o lună, două, iarăși de frig. Fără cules, fără chestii din astea. Ei, exact în momentele alea, da? Exact în momentele alea, apicultorii intervin cu stimulările. Este cea mai mare greșeală de pe fața pământului care se face. Pentru că familia de albine nu vrea să pună albina tânără la treabă, dar tu, al dracu, te duci și o pui la treabă. Ești exact ca un exploatator de copii atunci. Adică le iei pe-a tău la bătaie, că să lase dracu temele și să ducă să prășească, sau să pleci cu oile, sau la arat, sau la ceva, că așa vrei tu. Cam așa se întâmplă în momentul ăla. Chestia este în felul următor. Când, dacă lăsăm și avem acel lot de albine, lăsăm familia în pace să facă transferul ăla liniștit așa, deci îi asigurăm totul din timp, asta să înțeleagă lumea. Deci nu umblăm în momentele alea când își iau la revedere ele. Lasă-i, domnule, sunt ultimii lor clipe acolo, simt bine. Așa? După aia, acum dacă căldura, putem bombarda. Exact ce am spus eu, spațiu la oață putem folosi albinuța aia care așa e făcută ea și a stocat asta corpul gras. E făcută să trăiască un pic mai mult. Albina din primăvară, dacă n-ar trăi 40, 50, 60 de zile, n-ar fi dezvoltarea aia. Mai ales, vedeți că nu se întâmplă absolut nimic. Chiar dacă vine frig, uite, între anul trecut cum a fost zăpadă, dom'le, au stat ele mai un picuț așa, știi, au lâncezit așa, da? Dar nu prea au pierdut din populație. Dar au fost și familii de albini, că aici e treaba să sesizăm ceea ce spun eu. Au fost și familii de albini care s-au depopulat masiv. Ei, noi aici trebuia să vedem, domne, de ce s-au... A, domne, nosema, cred că aia, că nu știu. Domne, lasă, dracu, până la boală ne uităm un pic, cam câți ani avea aia? Păi avea 100 și la 100 de ani, ce dracu vrebe, tată, normal că o găsă toate bolile acasă. Știți, cam așa este, dacă era dusă pe moarte, ce să-i faci la aia? Ce tratamente, ce aia? Pentru că au muncit de mic, s-au nenorocit de mic și normal că nu au putut să facă. Deci nu întotdeauna hrănirile astea și stimulările astea sunt bune, cum la fel, de exemplu, sunt bune și menținerile alea de stup închis, înghesuit. Dar nici înghesuiala aia nu trebuie mult. Dom'le, te-ai încălzit? Da, gata, să rămână, hai, du-te afară și te joacă sau pleacă, nu mai sta în casă. Dezbracă-te ca ai să transpiri, chestii din astea, adică îi dai de lucru, îi dai spațiu. Nu poți să-l ții veșnic înghesuit sau nu poți să-i dai veșnic stimul, domnule, stimulați. Și azi ghinișor, că nu e chiar așa. Nu știți, când întrebam eu odată, mă băieți, eu vă văd pe voi cu 12 rame de puiet, da. Unde dracu e albina aia, bă, fraților? Eu dacă am 8 rame cu puiet, e clar că la familia aceea în culesul la tău îi pun șăpticaturi, șăscaturi și lucrează musca de sus până jos. Eu la voi când văd 100
peste 100 de decimetri pătrați de puiet, că la mine n-am dracu mai mult de 60, 70, 80, cred că e exagerat, dar poate nici atâta n-ajung, da? Și mi-ocupă asemenea, pentru că albina trăiește mai mult, aia e treaba. Eu jonglez chestia asta cu vârsta albinii, mi se duce în mod normal în 35, 40, 45, chiar 50 de zile, da? Deci de aia se populează el. Dacă la mătăluță are 120 de decimetri pătrați de puiet și nu strece dracu de un cat. Dai seama, când te gândești că acolo este suta de mii de indivizi. Păi suta aia de mii de indivizi la 40 de grade afară trebuie să stea în 11 corpuri, domnule. Adică ați vin ăla din Canada să uite la mine cum stau în 11 corpuri, nu la el în 9-10. Aici este problema, vârsta, viața ei, cât trăiește. Sau cred că nu știu ce ai vrut să... Dar la asta am înțeles eu din întrebarea ta. Aici este problema. La tranziție acolo trebuie lăsate în pace să apară acel lot de albină care n-a muncit. Pe de o parte mă gândeam la lucrul acesta, iar pe de altă parte mă gândeam la cele măsuri în care apicultorul să-și asigure transferul acesta de la o generație la alta fără să existe o prăbușire majoră de populație, fără să rămână la un moment dat puietul sau... Aici poate că aș putea să dau și un exemplu concret, lăsând chestiile astea de generalități, că poate lumea nu înțelege nimic. Cine știe, înțelege, cine la început, e clar că e limbă chineză curată. Primăvara există un uriaș pericol. Culesul de polen. Acel de cules de polen ne bucur, într-adevăr, facem și poze, umplim Facebook-ul, Instagram-ul și alte chestii din astea cu rame blană, bătute, scândură, blip, toate numai cu polen, cu polen, da? Cum spune lumea, păstură. Da, dar nu-i păstură. Aia dacă prinde toamna ajunge păstură. Deci cu polen. Ei, polenul este criminal la îngrădirea spațiului de oata măcii. Și atunci noi din primăvară trebuie să asigurăm pe mărginașe, da? Mai ales din partea de unde s-a dezvoltat familia de albine. Deci de unde am început noi, din care parte începem noi, către care parte să o dezvoltăm, da? Deci să umplim lada. Sau la stupii multietajați, corpul care a fost cu albină pe iarnă, deci unde a început matca, oatul și așa, și unde îi dau eu viteză, direcția, eu știu, așa ea, cum e notat pe ușă, către ieșire, ieșire, ieșire în caz de incendiu, unde să se ducă către viitorul spațiu de oat. Pentru că, în general, atunci la culesurile alea mari, știm că este legea asta, albina întotdeauna va aduce hrana lângă progenitură, da? Va căra polenul exact lângă lărvuța aia și va bloca tot spațiul de oat. Înțelegeți? Ele cu bună știință își fac rău sau eu știu din prea mult dorințe de bine își fac taman rău și apar prăbușirile alea de care spuneai tu. Deci trebuie avut primăvara foarte mare grijă în asigurarea spațiului de ouat. Multă lume spune, domnule, dar cu ce fac? Domnule, scoate ramele alea cu hrană de acolo și introdu într-adevăr, lucrează cu șubile alea negri ca mama dracului, ca urâtii ca noaptea, bagă-le dracu pe acolo, prin margine, așa, pentru că i-am băgat ramă la ouat și aia mi-a umplut-o cu polen. Nenea, dar i-ai zis că e la ouat? E cum, dar eu pentru asta am băgat? Păi că n-ai scris pe ea, mamă dragă, e de unde să știi? Zi-i, mămică dragă, bă, alo, uite acolo, pui din asta și aici, ouă, cât ia mama dracu, nu-mi faci mie panaramă din asta. El este foarte greu de coordonat când îți culesurile astea mari de polen. Și se întâmplă lucrul ăsta și exact ce vorbeam iarăși cu structura asta a familiei. Da? Apare un cules din ăsta puternic, taman când s-a gatat tranziția și ai albinuțe din asta. Și acum s-a hotărât el să stocheze ceva corp gras. Dar le-a prins vremurile că nu le iese socoteala din târcul aia de acasă, când e mai având larve și spațiul la ouat, se mulțește al dracu lotul ăla de albini care îi stochează corp gras. Și apoi te văd eu pe matale după aceea cam ce faci. Băi, ne apucăm de roit, nu? Bă, unde ești? Pleci, fa, nebunul, dar nu vezi că nu avem trânturi, nu avem alea. Și o perioadă de stagnare în dezvoltarea familiei de albini atunci. Și mulți o dau pe vina tranziției. Nu, este vinovat este culesul intens de polen.
Cam se leagă în perioada aia. Eu de asta ai pus tu întrebarea, știi? Și eu ți-am explicat chestia. Nu-i numai aia. Cam se leagă în perioada aia, dar atunci e și salcia, și pomii aia fructiferi, și mai eu știu ce pănărăm de burenăraie pe câmpuri și astea, pe unele locuri chiar și păpădii. Și... că depinde de zona geografică. Și apar problemele astea cu hopul în dezvoltare la un moment dat. Avem un coleg, mi-a trimis un mesaj și pune o întrebare, da. Domnul Doru. Spune așa, cum ar trebui să arate structura de familie de albine de la rama din margine, cea cu miere, pentru a avea un climat favorabil, în paranteză de 35 de grade, puncte-puncte, și unde ar trebui să intervenim cu faguri, puncte-puncte, dacă nu în dreapta și în stânga? Încerc să înțeleg și eu întrebarea, sper că am citit-o coerent. Da, da, nu, eu am înțeles că am ce spune el, dar nu la structura familiei de albini, ci structura cuibului. Deci e cu totul altceva, altfel de structură, să întreabă el. Deci cum trebuie să arate structura familiei de albini? Nu, cum trebuie să arate structura... De fapt, organizarea. Da, așa, cum e organizat cuibul respectiv, da, am înțeles. Da. Eu, în general... ca să-i dau cel mai bun exemplu cum lucrez eu în general pornesc cu stupul, deci stau cum te uiți tu la el, în partea stângă, da? Deci din fața stupului eu voi lucra întotdeauna din partea stângă a familiei de albini. La ăia dubli n-am ce face, cu unul într-o parte, unul într-o parte, dar de obicei lucrez tot din partea stângă și pe celălalt din partea aia, știi? Deci nu mă mut la el, doar dacă cine știe cum, așa, dar câteodată lucrez numai, dar în general numai din partea stângă. Familia de albine o dezvolt, deci de la dreapta, pardon, în partea stângă, cum te uiți la stup, în partea dreaptă. Așa, stânga este apusul. Da, deci partea dreaptă e răsăritul. Am greșit eu, cu paie și cu fân. Deci din partea dreaptă și îl dezvolt de la stânga la dreapta. Deci stau în partea dreaptă a stupului. Și îl dezvolt la stânga la dreapta. Primăvara, mă uit în familia de albine la prima revizie, da? Dacă am o ramă frumoasă cu miere și polen. O ramă care este de culoare nu prea închisă, nu prea deschisă. Deci o ramă numai bună pentru stocat în ea hrană. Eu pe aia o numesc rama stupului și o pun întotdeauna prima de la peretele din dreapta. Dacă nu am așa ceva în familia de albine, fac rost de la rezervă. Nu am nici la rezervă, măcar aduc o ramă de culoare aia. Adică eu știu deja aspectul. Deci o ramă din aia frumoasă, faină. Lângă ea, automat, va veni prima ramă a mai neagră din familia de albine, deci așa, care e cu puiet, căpăcit, din familie, de acolo, din stupul meu. Aia mai neagră și mai urâtă și mai așa cu puiet căpăcit și de obicei și are cel mai mult puiet căpăcit la prima revizie, aia o pocnesc acolo în margine. Și după aia vin normal cu ramele, cu tare, așa, aia, pac, practic fac un semi, o jumătate de cuib, da? Să spunem cuibul ar fi un întreg așa și eu practic îl fac sub o formă de jumătate. Adică ar mai trebui să mai fie exact cum vine de la dreapta la stânga, încă și în partea cealaltă, să existe o simetrie. Îl fac un pic asimetric, da? Îi stric un pic chestia asta. De ce? Pentru că exact când începi culesul de polen, în acea ramă de culoare închisă și în a doua, va fi stocată păstrăraia mea, sau cum îi spune lumea, da? Deci polenul ăla meu. Și mă va lăsa pe mine în pace în partea asta, lantă să lucrez. Niciodată nu sparg cuibul. Pentru că ce, domnule, dar uite, dumneata a venit unul la mine, dar dumneata nu spargi cuibul, dar acum ce, mă, nenea, 40 de grade afară și îți ghinișor, stupui pe trei corpuri, ăsta nu-ți mai cheamă spar cuib. Ăsta îți bagă, dă-i mâncare acolo, ca la locomotivă cu lopata, dă-i cărbuni. Deci spartul cuibului se referă numai în condițiile de primăvară, deci niciodată nu sparg cuibul. Dar folosesc extraordinar de mult, ca momeală, o ramă pe care sunt câteva ouă. Deci eu pe aia o pun spre margine. Tot timpul cu aia trag. După ea imediat pun, bine, am rama cu hrană, da. După ea imediat pun rama pentru ouată. Ce se întâmplă? Vine frigul, nu-i nicio problemă, pierd ouăle alea.
care-i problema? Dar dacă nu vine datorită lui aia, mi-o lucrează frumos pe asta. Și atunci aia e momeală. Având ouă deja și mai și ecluzionează o larvă, două pești care au scăpat de la viforniță sau de la frig și așa, că nu au crăpat de foame sau nu au murit de vremirea, taman îi spune, păi aici să punem și noi păstura, nu? Sau ce punem noi aici? Hai, mâncare, că e puietul, nu trebuie în jurul... Și păcălesc în general chestiile astea ca să am spațiu liber pe mijloc, unde îi lucrez eu de obicei. Dacă nu am așa ceva și găsesc la o familie de albini mai slăbuță, mai nu știu ce, ouă pe două la rame, da, o oat pe două rame, câte o leacă, că avem din aia, să nu le udăm noi că avem toți numai familie una și una primăvara. Că se întâmplă să avem și răgălii din alea într-un ghicior. Ei, eu de acolo iau rame și îi pun lor la altul dacă n-are. Ia o ramă de acolo, pac, și lasă, bre, stai cu minte. Cum, băi, dar tot lăsa sărac, stai, bre, cât să-i dai o altă în loc, când am să mă mai gândesc dacă nu te desfințesc, știi? Dar iau de acolo și îi dau la familia cealaltă. Adică creez acea momeală, să trag familia către mine. Cu câteva ouă pe care sunt conștient că majoritatea cazurilor le pierd. Dar până să le pierd, mă ajută imens. Cam asta e răspunsul pentru Doru. Știi la ce-mi fugea mie mintea la un moment dat, dumneata, în descrierea ei, a făcut referință la trântori. Se poate vedea pe parcursul evoluției familiei un echilibru între structura de albine și numărul de trântori? Nu. Adică aici nu există. N-am observat, n-am sesizat în experiența mea lucrul ăsta. Ce am sesizat? Am sesizat așa, că dacă nu are nicio celulă de trântor în familia de albini, trântor tot va avea. Deci asta nu se pune problema. După aia, când li vine lor perioada și nebuneala, cresc la trântor fără oprire. Am întâlnit rame. Cum? Fac o paranteză aici. Am întâlnit rame în care au fost rame bune și după, în lipsa ramelor de trântor și posibilitatea de a crește rame cu celulă de trântor, au modificat celula de lucrătoare și să-și facă trântor. Asta e una, dar să vezi ce frumos se elimină colți de ramă. Deci ramă albă, frumoasă, domnule, de la mămicuța ei, clădită la tei, vorba aia, de niciun defect, 100%, nici măcar celulii de tranziții nu vezi pe aia, știi? Domnule, 100% de albină. Odoron tronc, pac, eliminat colțul din spate, de obicei acolo o să duc ele. Colțul din spate, în partea de jos, eliminat, domnule, ceara rosă, ăla și construit pentru trântă. Deci nu că din punctul ăsta de vedere îți date dracu, dar chestia este că am pățit, de exemplu, am avut cazuri când am avut solicitări să vând familii de albine pe ramă de mult etajat. Hai, ne Andrei, da, te rog frumos, da, vai, de mine plecăciuni, căderi în genunchi, pupături de mâini și nu știu. Ai, te ajut, mama, ce vrei să fac? Asta este, bun, gata. De unde să-i scoți o rame de multietajat cu puiet? Și apucă-te tataie și bagă rame de multietajat prin familii de albini, normal, nu? Deci am tăiat faguri din ăștia, ramele care erau mai urâte pe jos, mai nu știu ce, mai frumoase partea de sus, le-am tăiat, le-am făcut, le-am dres, domnule, i-am spus omului rame din multe așa frumoase, da, i-am tăiat, da, am tăiat din ceară, am bătut stinghia de sub și gata, ce zi fac dacă nu am rame din multe așa, n-am în dotarea stupinii, nu? Și am pus acolo, ei, domnule, și s-o nimerit la unii familii care aveau și 4-5 rame din alea, din multe așa. Măi, nenicule, m-am speriat când m-am dus acolo. 4 bucăți din alea de 7 cm la fiecare, clădită frumos, dar ce vorbești, tată? La linie, așa făcută ca blocurile, știi, pe vremea lui Neaceașcu, 1 și 1. Deci clădită acolo frumos și trântora raia de pe lume, tată. Deci nu, am zis că nu cred. Din experiența mea n-am văzut să existe un echilibru sau o chestie între. Nu, când li vine lor nebuneala, am impresia că pot clădi de asta crește la trântor până se epuizează, ca nebunii. Că atunci, na, sunt frigurile lor, ce să le faci? Vorba unuia, domne, au intrat în friguri din momentul în care au început să crească trântori. Nu, ea se gândește la roit chiar de când se schimbă generațiile. Am spus, rămânând aici, în zona trântorilor, există ca și practică, mai ales așa la apicultorii bătrâni care moștenesc profesia, moștenesc stupii și așa,
să-i vezi că în timpul sezonului merg și dau cu dalta sau cu furculița pe celulele de trântor. Puțin mă gândeam și în zona aceasta, a vedea dacă este o practică, este o practică uzuală, dar dacă este o practică corectă, aduce un beneficiu familiei sau, din contră, epuizează resurse importante din colonie. Eu acum am să dau răspunsul pe care îl dau tot timpul, dar după aia îl dau și celălalt, pe care îl dau tot timpul când sunt întrebat așa. Mă, spuneți voi că e bine să trântorim, să tăiem acolo. Voi ce ați zice așa dacă ar veni cineva și ar începe să ne omoare pe noi toți bărbații? E bine? Păi nu e bine. Păi așa, așa asta. Nu, este o practică păguboasă. Pentru că ele oricum vor face din nou trântă. Și nimeni nu stă să gândească ce cantități imense de hrană și câtă energie se consumă pentru a hrăni atâta panoramă de trântori. Pentru că dacă ele își fac la un moment dat un anumit număr de trântori și în stupină, per total, ajunge să existe un anumit număr de trântori, o anumită aglomerare, așa ea, cam nu prea mai fac ele, chiar dacă culesul de afară. Dar, într-adevăr, vom avea într-un colțișor acolo 15 ouă, 30 de larve și 40 de celule căpăcite. Adică indicatorul ăla că, domnule, treaba merge bine, e frumos, e elegant, nu e nicio problemă, există cules din abundență, din abundență. Adică există cules mulțumitor de afară, nu? Că spune că puietul de trântor este un indicator. Dacă există ouă, larve, puiet căpăcit, polen este, dacă există doar larve, și nu există ouă, deci doar larve și puiet căpăcit. E clar că de vreo săptămână de zile a început să scadă culesul de polen. Dacă există doar puiet căpăcit, e clar că de vreo două săptămâni de zile e culesul de polen. Chiar dacă vedem noi că intră, nu? Din punct de vedere al lor, culesul de polen e slăbuț tare. Și când nu mai vedem nimic, ne gândim clar că culesul de polen este deficitar. Deci deja devine o problemă. Bine, nu ne apucăm de vorbit din noiembrie și decembrie, da? Deci vorbim de sezonul acât. Problema e că întotdeauna, deci dacă eu am descăpăcit acolo, nu, și am nenorocit, ce o să fac? O să consum și el, o să sugă de pe acolo ce o să sugă, vin alea care vin sau nu vin, mai aruncă, mai scot afară, curăță din nou și iarăși bagă. Nu, părerea mea este că trebuie lăsată familia în pace, pentru că observăm noi, frumos așa, când a ecluzionat de acolo, se vede clar că a pus miere. În general se practică chestia asta în pastorale, la cules, la anumite culesuri, că zice, domnule, curăță și pune mierea, că e culesul mare. Da, într-adevăr, curăță și pune mierea. De acord. Dar e un fel de tăiere a crăcii de sub picioare. Ele vor pune mierea acolo, dar pe rama respectivă ori mai avem puiet de albină, oricum de obicei dracu nu face mănăstire, vine mat ca și depune ouă acolo și vom avea puiet. Și îl întreb eu atunci pe nenea ăla, meseriașul care face lucrul ăsta, când dă la centrifugă ramele alea cu o palmă de puiet, atunci ce face nenicuțul ăla? Azi? Deci trebuie să vedem aspectele din toate punctele de vedere, da? Deci de ce face ăla așa, de ce lucrează ăla așa, cum lucrează ăla așa? Pentru că trebuie să vedem că mergem cu toții cu mașina, acum nu spune problema, nu ca și telefon celular, majoritatea avem o mașinuță, o bicicletă, o ceva sau un prieten și mergem. Vedem lanuri de floarea soarelui, chestii din astea, da? Lăzi din alea vechi, de pe vremea lui Papură, vodă de 12 rami, lădoaie de cele așa, 12 rami, 14 rami, 12 rami, 14 rami, niciun cat la ele, nici nimic. Da? Dar omul ăla a fost și la tei, omul ăla a venit și la floarea soarelui, omul a fost și la salcâm. Vă spun eu, atât lucrează, el așa lucrează cu familie de albine. A, este familia lui de albine, pe 12 rame. Și când stai cu el de vorbă, spune așa, doamne, eu când vă aud, deci ăla nici nu vrea să vadă altă apicultură. Vă spun eu, am întâlnit cazuri de genul ăsta. Nici nu vrea și nici nu ascultă. Ăla spune așa, doamne, eu când aud câte 2, 3, 4, 5 tone de miere, nu, doamne, ce vorbiți voi, doamne? El la salcâm usca stupul. Deci nu se discuta, usca stupul, domnule, deci dădea tot la centrifugă. Pleca cu stupii uscați, nu știu dacă aveau, deci cilingeau ramele, 200-300 de grame, da? Puiet, deci în bidoane era de o palmă larvi, domnule, acolo. Deci panorama de pe lume, nu descăpăcea puietul atâta tot, da? Așa.
îl băte cap în cap acolo la centrifugă de săreau capacele. Dar nu contează. Deci acolo de o palmă avea larvii tot și deci asta. Dă-lea. Se ducea acasă, pac, 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 liniștit, dă-i zbang, iarăși, tei usca stupii. Pac, la floarea soarelui, usca stupii. Și după aia, pe toamnă, începeau ei să dezvolte șcutare. El niciodată nu trecea de alea 12 rame, cum se întâmplă și la pavilioane, când omul n-are cum să treacă de 14-16 rame alea, că este obligat să diminueze puterea familiei de albine. Asta să fie clar, că dacă nu o faci, îi pleacă cu tot cu pavilion roiește, stupina aia. Deci aici trebuie de văzut, știi, la chestiile astea, când mă întreb cum e cu trântoritul. Că, na, de aici sar până ajung la Adam și Eva. Cam asta fac cei care trântoresc. Aici mai vedeam încă un lucru pe parcursul cursului de creșterea măcilor. Am dezbătut colegii comunicarea între indivizi în colonia de albine și am văzut că aspectul chimic, comunicarea chimică, feromonii și hormonii respectivi și au un rol foarte important în transferul de informație. Lipsa feromonului de trântor duce la un dezechilibru în acea familie de albine. Ei, nu duce, adică chiar atât de drastic, duce la un dezechilibru. Poate un dezechilibru între ghilimele, adică în sensul că nu e ceea ce știm noi că ar trebui să fie o familie de albine. Dar într-adevăr o bulversează, adică îi schimbă total modul de a gândi. Adică zici, băi, gata, s-a terminat, băi, a fost frumos la nuntă, excursii, concediu, cam așa vine. Ne-am distrat, băieții, nu știu ce, hai la școala de fete, știi? Adică fetele când se duc la cămin și nu mai iese de acolo când stăm maica stareță la poartă cu parul, știi? Și nu mai iese de acolo 6 luni de zile. Deci cam asta e chestia, să schimbă ceva în familia aia. Deci ea nu-i chiar în halul, dar se schimbă, e altceva. E altceva față de ce a fost. Deci dacă nu mai există feromonul de trântor. Și tot feromonul ăsta, de fapt, trebuie să vedem și partea plină a paharului, nu? Feromonul ăsta, de fapt, le ajută să le spun, bă, gata. Deci nu mai este feromonul de trântor, gata, hai, ne apucăm de stocade acum lăptișor de mată, să zic prin unii, corp gras, vitelogen, ci, cum se mai cheamă, nu știu ce, băi, ne apucăm, gata, nu mai, că intrăm pe iarnă cu tare, ei, altele mai oftează săracele, na, vorba aia, băi, ia ca nu mai era frumos, ga, hai, valea. Cam asta, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Da. Dar nu putem compara că se întâmplă același lucru ca și în momentul în care, că de asta am zis că e bine dipus între ghilimele, ceea ce se întâmplă când dispare feromonul măcii. Adică acolo nu. E totul altceva. Acolo deci e intrarea. Nu e vorba de intrarea în starea aceea de alarmă, de salvare. Da. Dar aici când dispare feromonul de al trântorului, într-adevăr, mie ca o veste din aia, băi, gata. S-a terminat. Gri, 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 toamnă, gri, nu credeam că o să mai vii. Cam ceva de genul ăsta, zi? Adică, deci gata, vine toamna, aia-i treaba, s-a dus distracția. Cine știe cine o să mai prindă, să mai vadă anul următor sau nu, ei, cam așa se întâmplă la ei. Bine, dar dacă intrăm în sentimentalism, într-adevăr, au perioade din astea când chiar îți vine să plângi că-s la sărace ce se întâmplă acolo, dar asta e viața lor, na. În general, vis-a-vis de trântor și de feromonul de trântor este utilizat în cărți de specialitate doar atunci când vine vorba de zonele de adunare a trântorilor sau zonele de congregație, spunând că acolo sunt atrase măcile și doar acolo este util sau doar acolo îi se vede influența majoră a feromonului de trântor. Cu toate acestea, vedem că sunt crescători, de exemplu, de măci care preferă să fie sau alții să nu fie în starte sau în finisori un număr de trânturi. Chiar unii merg la eliminarea totală a trânturilor din starte. Cum vedeți lucrul acesta? Acum e o chestie. Eu n-aș fi chiar atât de mai catolic decât papa. N-aș face lucrul ăsta pentru că e exact ce ai zis mai înainte, nu? Suntem în plin sezon, este anormal să nu existe trântor. Eu caut să-i elimin. Dom'le, îi elimin, dar tot vor veni. Sau dacă îi elimin și fac posibil să nu mai am de unde, da? Fac, de exemplu, acea împerechere controlată, în natură, dar controlată. Da, de acord aici.
Dar apare acel stres, lipsa feromonului de trântor. Înțelegi? Exact când nu e, când nu e normal. Când albina știe că nu e normal să, să treacă prin stresul ăla. Și atunci problema este, chiar într-adevăr măcile alea sunt atât de bine îngrijite și așa, în lipsa acestui feromon de trântor, nu e un dezechilibru major acolo? Adică ce câștig eu că am reușit să pun mâna pe niște gene vis-a-vis de calitatea următoarelor reginuțe? De asta din punctul de vedere a celor care exagerează să nu fie prin nuclei sau în anumite zone trântor. Nu, domnule, lasă-i să fie acolo. Îngrijește-te să nu fie alți trântori. Aici e problema, știi? Să mă îngrijesc să nu fie alți trântori. Dacă-s de ai mei și-s de la mine, din care știu eu, nu-i bai, nu-i nicio problemă, e foarte bine că sunt. Dar aici se exagerează, una, că există și un marketing, trebuie să fim foarte atenți și la chestia asta, că unii apicultori chiar fac în stupina lor doar pentru dragul de a încânta lumea și de a vinde, deci marketingul la putere. Dar mai e un aspect, pleacă și de la ideea care există tu cu locurile alea de adunare a trântorilor. Eu cu chestiile alea cu locurile de adunare a trântorilor, e ceva genul Moș Crăciun, înțelegi? Adică exact cum e cu albina doică care iese la cules, da? Adică aia între 6 și 12 zile care o să-ți iasă aia la cules când mi-ai vedea eu ceafa la televizor. Aia poate ajung să o văd, dar să iasă mie albina între, doică, între 6 și 12 zile la cules, să spună Papa Pius de la Roma că așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Ei, deci sunt câteva exagerări cu existența lui Moș Crăciun și al lui Moș Gerilă. Și ca și cum ar fi adevărat, nu? Că dacă îl întreb pe ăla, se desenează. O, domnule, în perioada aia de împerecheri de așa, există. Eu nu zic că nu există, da. Există așa zisele locuri. E unde bâșbâi trânțorii mai mult pe acolo. Se mai întâlnesc și la o bericică, la nu știu ce, ce facă ei acolo. Dar nici de cum să se ducă matca către ei. Pentru că dacă e să studiem noi frumos și elegant fenomenul roirii, da, păi dar să văd clar, domnule, prin stupinile alea unde roi își fac de cap pe acolo și familiile sunt nebunite, cum se văd fuioarele alea de trântori după matcă, nu? Deasupra stupinii. Într-o poiană, de exemplu, sau așa. Cum a ieșit o matcă din stup, cum o și plecat după ea? S-a dus aia până să caute, bă, unde-i zgolanii aia care erau cu bericioaică, că ei făceau scandal? Deci, mi-a plăcut mie de unul care avea mustață. Deci, vedeți? Logica totuși spune că aia e o chestie, ceva de genul cum știi țața Catinca cum stă toaca în cer. Aia îți desenează exact cum stă toaca în rai acolo. Îți spune și la câți metri de poartă și ce lângă ea plantat acolo, deci nu-ți discută. Cam așa e și aici. Deci sunt un pic exagerări din astea. Nu, trântorii într-adevăr zboară. Când e ziua caldă afară, iese la zbor, logic. Trebuie să iasă la zbor, nu? Dacă pică ceva, pică. Dacă nu pică, nu pică. Dar când sunt în perecheri, mai ales cum e la mine, nucleile sunt la 6-7 metri, 8 metri de stupină. Da? Sunt prășteate prin cătină, dincolo de gard, dar primile nuclei sunt la câțiva metri de stup. Păi și eu nu văd ce e acolo când începe, când e ziua din perecheat? Păi ce apucă să vină în ea trântorul, dacă a ajuns la mine trântorelul ăla cu câteva zile înainte și a prins loc în față, acolo, pe la o familie, că a venit el pisidial. Doar să apuce și ăla să vadă ceva acolo, vreo mândruță, virgină. Dar ies nimica tataie, când apucă, când o sărit ăștia din stupină de aici, ies o flocăială acolo, te apucă groaza. Unde se mai duc măcile mele când se împerechează într-o zi, se împerechează 3-400? Unde se duc ele să caute? Păi nu-ți dai seama că ar trebui să fie un loc la noi în sat, acolo unde n-am putea să trecem de harababura de trântoricei acolo care stau? Vezi? Luând, având în vedere că 5-6-7 trântori cu matca, dar o urmăresc vreo 2-350, eu știu că dracu acolo, și la 3-4-500 de măci, într-o zi l-am perecheat acolo, păi dacă trebuie să fii în locul cealaltă de adunare trântorară, ai de să stei fetișcanile la rând, așa, știi? No? Ar trebui să vezi așa un șir indian, cum așteaptă, gata, ai da, bun, hai, următoarea, următoarea. N-au nicio treabă, stai cu minte. Adică zic eu, din punctul meu de vedere, că nu. Nu,
S-a observat, există, dar nu e o lege de bază, că se adună trântorii undeva. No. Și că matca iese campionii miroasa mascul. A, da, are ea treabă. Atâta timp cât noi vedem totuși, da, organele astea olfactive, de simți, de ce vrei matale, cum vrei să-i spui, că poate unii nu înțeleg termenul sau nu-l folosesc eu cum trebuie, nu? Deci matca este cea mai prăpătiță, domnule. A mai proastă insectă de pe fața pământului, aceea nici oi cum trebuie, n-are nici trompă, n-are, dinica n-are bun matca nea. Păi asta trebuie să o iei de mânuță, că dacă ai dus-o mai departe, colea moare ca proasta în gârlă acolo, chiar nu mai știi să vin acasă. E când trântorul, ce sistem de orientare are trântorul, cu ochii ce ai lui de ar avea albina, ar fi șef pe vapor. Sau cercetașii, deci albina cum are. Deci, și să iasă handicapat asta care e și chioară și proastă și nici o trompă cum trebuie, n-are nici cavitate bucată, deci ea n-are nimica bun la ea, vai de mama ei, așa, să se ducă asta să caute trântori. Deci asta e în stare. Da, dați-mi voie, că mă roade așa puțin, trebuie să fac o recenzie. Totuși are ceva, are spermatecă. Măi, nenea, eu nu zic nu, dar din punct de vedere a orientării și astea, deci dotările de bază, nu? Cum le are albina și trântorelo, să avem pardon, nu le are mătcuța. Mătcuța, cam te uiți acolo, la ea se alea mai proaste. E săraca, stai și te uiți cum de poate asta să mai și trăiască. Ea nici nu vede bine, nici nu, nica nu știe asta să fac. Da, nici chicioarele nu le are cum trebuie, nici alea nu-s dezvoltate, nu știu cum. Deci, vezi, aici e problema. E un individ de genul ăsta, care nu este atât de dotat, unde se spune în carte, de același autor, să dăm un exemplu, nu? Care zice, domnule, știți, i-ai făcut normal și când se duce, iese la zbor, ea trebuie să facă o anumită orientare, cu cât există mai multe pedici, cu atât se poate ea și poate memora mai bine, are și lot de albină la început însoțitoare, începe la cu paca, 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 că vezi, doamne, asta nu se poate duce până mai colea, că s-o rup filmul și așa este, asta e realitatea, da? Și după aia vine și îmi spune mie, pa, asta e zviestat, următorul capitol, da? Păi omul ăsta, ori li cu legii de prin reviste sau de prin calendarele alea, dacă ții minte, care le agăța bunicul de perete și avea 360 de foi și pe dosul foii scria acolo 15 februarie și pe dosul foii te uitai acolo, ci bancuri, ci povești și știați că, știi cum erau acele înainte, cultură generală acolo, nu? Ori o fi cules de pe acolo și le-o pus în carte, că la capitolul următor schimb, ha, matca, parcă n-a plecat matca cu o viteză, s-a ridicat la 7000 de metri și s-a dus unde trântorii și când numai s-a uitat la ei unde locul de adunare și a spus, ia să văd eu care ești mai bun, bă, mâncați așa vii după mine. Și o ia corhoada de trântori, după ea săraca și urcă până la 7000, 12000, numai cel mai brează o prinde pe ea. A venit nenea, fugi de aici, mai înainte spune că e proastă de ea dracu, cum de-a ajuns asta la 7000? Doar în visele matale, în coșmaruri, unde dracu să ajungă handicapata asta care nu știe să meargă pe jos cum trebuie, că trebuie întreținută și dusă de mânuță prin stup, să ajungă aia la atât. Vedeți? Adică sunt lucruri care se contrazic. Odihanii de albin, odihanii de trântor, da, tată, păi trântorul când vede, ci nu vezi matale cu cel mai mare telescop, dacă am putea cu ochii de trântor, ce hale e același, nu știu ce, prin cosmos. Ia-ți vezi o echipă de asta de trântori, dacă nu-ți descoperă secretul universului într-o săptămână ăștia. La ce ochi au și ce văd și cum pot distinge. Dar atunci despre ce să vorbim noi? Că să duci masca după ei, haide. Și apropo de treaba asta, acum 2 ani ți-am trimis trântorii de aici, de la Berindei la Iași. Cum? Zic, acum 2 ani. Da. Am trimis trântorii de la Berindei la Iași. Și au ajuns? Au ajuns, pas cu pas. Așa cum vorbeam noi pe Han. Da, bă, dar n-am zis, domnule, dacă un trântor își pune în cap să ajungă de la Timișoara la Iași, el într-o lună este la Iași. Deci nu-ți discută. O ia din stupină în stupină, din stupină în stupină și ajunge fără probleme. Deci îți dați dracului trântorii, nu o să pune probleme. Apropo de particularitatea aceasta, de lucru acesta uimitor, spermatec la regină, la matcă, da. S-au încercat și mai mult de câteva luni, undeva aproape spre un an, nu s-a putut conserva materialul biologic în condiții artificiale și matca reușește să-l întrețină în spermatecă. La 12 ani chiar, da.
Problema este că discutam cu cineva despre treaba asta, că el încearcă să facă inseminări și pe timp de iarnă, știi, cu creștere în incubator, cu păstrarea spermic. Da, 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 și l-am întrebat, zic, măi, Laurențiu, zic și mie, uite chestia asta, de ce nu, mai n-ai cum, nu știu încă, n-au ajuns specialiștii și... Iar cu chestia cu anul, când ai zis așa, da, într-adevăr, sunt câteva referiri pe undeva, dar la felul cum a reacționat Laurențiu Roșu, adică când i-am văzut mimica așa, am tras și eu concluzia, n-am mai continuat la subiectul pe tema asta, că într-adevăr chestia cu un an de zile e că ori un deziderat, ori cineva s-o lăudat un pic mai mult, știi? Dar într-adevăr nu reușesc mai mult de câteva luni de zile ferm, adică clar, domne, cam atât se pot păstra. Că după aia le scade și viabilitatea și... La nivel de Germania știu că s-au mers undeva la 6 luni sau 7 luni. Da, 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 așa am auzit și eu. Ce am mai citit, ce am mai văzut, ce am mai... Da, cam atâta. Na, domnule, e foarte greu. Păi, dar eu ce să spun acum? Ia să te văd eu cât de bun ești tu. Mănâncă iarbă și fă lapte. Sau ia și tu un stoc de iarbă proaspătă. Și fă-mi și mie, tată, și adun sâmbătă 5 kg de lapte. Vezi? Aici e problema. Na, aia e treaba și cu spermateca aceea. Și acolo încă n-au ajuns să descoperi cum reușești. Ea și menține al dracu, tată, viabil și vrei. Da? Deci ani de zile, ani de zile. Iar legat aici este două dihotomii. Una că nu sunt mixați, alta că sunt în strat, încă nu s-au renumit ce și cum este, dar drept este că reușește să-i conserve foarte bine spermatozoide. Știi cum e aici cu chestia asta, cu bă, sunt strat sau nu sunt strat? Acolo este o mișcare clară browniană, deci nu-ți discută cu ăla de supra că au venit aia, că am văzut eu, domnule, când tăi mi-au pus albinii galbeni și primatul ești negri, da, așa este, bun, știi tu. Problema este că și anumite deschideri la culoare la albină nu sunt neapărat genetici, ci din cauza microclimatului, da? Treci în piste, eu știu ce-o fi văzut omul ăla și cum erau stratificați. Aici este ca și întrebarea aia, domnule, o zis cineva că celula este cea care obligă matca să pună ou nefecundat și, sau fecundat. Deci în funcție de mărimea celulii, cum îi presează ei abdomenul, chestii din astea, poziția ei când stă și cu tare și tralala. Că iese diese trânt, ori că iese albină, da? Bun, nenea, de acord. Dar când ai pus un faguri din ăsta la clădit și nu a înălțat măcar 2 mm și vezi că e ouat acolo cum e? Cine i-a presat ei abdomenul cealaltă? Aici e aceeași întrebare pe care altădată noi o puneam. Da, nu, eu aș tinde, scuze-mă că te întrerup, eu aș tinde mai mult către varianta celui care a spus așa. Dar bine, nici ăla nu a văzut cum a văzut țața Catinga că stătoa ca în cer. Știi, aici e problema. Da. Tot țața Catinga ia știi mai multe. Ăla a zis că, domnule, vine albina și ajută ecluzionarea, adică fecundarea, pardon, că îi rupi căpăcelul ceala sau nu știi face acolo ca să poată intra spermatozoizii în ou și să fecundeze ovulul de acolo din interior. Eu aș înclina mai degrabă către acea chestie. Pentru că dacă stăm să ne gândim așa un pic, toate ouăle alea trec prin spermatecă. Păi cum dracu a trecut ăla pe acolo, deci cum trec ele acolo de să întâlnesc cu spermatozoizii, ca pe lângă, cum vine acolo. Că i-a presat abdomenul și nu a ajuns pe ouă ceala, că nu i-l-a presat și a ajuns pe ouă ăla. Poate pur și simplu matca, nu ne gândim noi, matca pur și simplu nu ia are o supapă acolo, așa că l-a ficat cu insulina, intră și nu intră, își dă drumul la glucoză sau nu dă drumul la glucoză. De ce? Adică eu n-aș avea dreptate și să descoper eu acum marele adevăr, nu? Deci așa e aici și cu celelalte, știi? Deci încă nu sunt descoperite, încă nu se știe și se presupune. Când îți presupune, știi cum, e ca la nenea Darwin. Nenea Darwin a venit și a spus una și acum ăștia au combătut de l-o spart și au perfectă dreptate, da? Și că de fapt toată teoria a lui Darwin e 99% falsă și numai 1% e adevăr, că într-adevăr evoluția și schimbarea de climat și nu știu ce influențează. Deci indivizii și
în timp și în spațiu și cum vrei să-i spui. Domnul Doru, dar nu că aia ar fi. Domnul Doru vă întreabă, așa, da, cum ar trebui aleasă Vatra de Neaflăin ca zonă? Ce anume? Ca, cum ar trebui aleasă Vatra de Neaflăin ca zonă ca trântorii noștri să profite de măci? Probabil profite asta în ghilimele. Da, bine, dar cum trebuie aleasă? Trebuie în zona Vetrii, deci în zona Vetrii, acolo unde ai stupina, unde sunt nucleile, așa, trebuie în imediata apropiere, ăsta este interesul, în imediata apropiere trebuie să avem un platou, o zonă cu dos. Adică să fie ferită de curenți puternici, de mișcări, deci să nu existe curenți turbionari, deci să nu avem curenți din ăștia ascendenți, deci să fie o zonă liniștită. Și în general oamenii știu, domnule, că băi, nu, te vezi în partea ce e o leacă mai curent. Dacă nu se pricep el, poate să întrebi bătrânii prin satul respectiv sau poate cunoaște el zona cu o copilărit. Da, deci în imediata apropiere trebuie să avem un loc de genul ăsta. În rest nu se întâmplă nimic, adică nucleile nu sunt ceva atât de gingaș ca un ou fără coajă sau cu coaja foarte subțire și vai de mine, trebuie să umblăm cu grijă. Nu. Ele sunt microfamilii de albine care au sau nu au matcă. Deci ele trebuie privite exact în felul ăsta. Deci trebuie să existe, chiar dacă este de mititică, deci e mică, 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 da? Și are numai 250, 2000, eu știu, 1500, fiecare cu ce nuclee lucrează, da? De albine, ea trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine, exact ce spuneam eu, structurată, să aibă o structură normală, optimă, ca matca acolo să fie îngrijit la vârbeac. Deci pentru ele nu există că vai stau acolo sau stau acolo, nu. Fiecare le pune unde vrea. Împerecherea lor să se facă într-o zonă din asta și să fie cât mai apropiată de acolo, pentru că atunci e clar, succesul va fi că trântorii noștri vor beneficia, vor profita de el. Zi. Domnul Dor aduce o completare la întrebare. Nucleele așezate la înălțime sau pe jos? No, cel mai bine este să fie pe jos. Pentru că exact ce am spus mai înainte despre mat, că este atât de slab dotată din punct de vedere al orientării și al posibilităților de a se orienta, este atât de prăpădită comparativ cu ceilalți indivizi care compun familia de albine, da? Familia de albine, familia de trântori, ca familia, da? Trebuie să creăm cât mai multe obstacole. Ea nu poate lipsi o perioadă mare din nucleu. Aici este problema, deci cu exagerările alea că ea se duce la mii de kilometri, face și drege și rupe și sparge și caută ea trântorii și își bate joc de ei, hai care mă prins. Nu, ea nu poate lipsi o perioadă mare de timp din nucleu. Iar o perioadă scurtă, e de câteva minute, 10, eu știu, n-am măsurat, dar oricum este o perioadă scurtă de timp. Ea trebuie să o piardă mai mult cu ieșitul și cu orientatul, ca să nu plece mai departe, pentru că ea exact în distanța asta se va împerechea. Ea nu se va duce mai departe decât distanța la care a fost să orienteze. Că aici e problema logică, că se duc ele unde se adună. Bun, și dacă ea a ieșit la zborul de recunoaștere, să orienteze și ea să vadă că, na, poi mâine devine și ea femeie, nu? Acum e donșoară, se duce și să caute acolo la horă cu babile, poate o mărită careva, nu? Păi, dacă ea s-a dus să vadă lucrul ăsta, abia s-a orientat. Unde o ajuns ea săraca să vadă locul cealaltă de trântori? Sau a doua zi când iese, ea zice, băi, pe unde am fost eu nu era bine. Înseamnă că acum mă duc în partea cealaltă să caute unde sunt trântori. Nu. Deci logica spune că e o poveste. Da? Deci chestia este că trebuie să fie pe jos, să aibă cât mai multe obstacole la ieșire. Cu cât are mai multe obstacole și puncte de orientare, cu atât ea se va duce se va orienta normal mai bine și nu va pleca la o distanță mare de nucleu. Neplecând la o distanță mare de nucleu, de obicei se duc la, dacă ești un apicultor bun și ai grijă, nu se duc la mai mult de 200-300-400 de metri de nuclee. Deci nu-ți pleacă la o distanță mai mare. 400 de metri deja e exagerat.
Da? Deci la un 2-300 de metri, 100 de metri pe ei se întâmplă fenomenul. Ești ca să ai chestia asta și să fii sigur că majoritatea trântoare ai tăi, din aia care e selectat în stupină, nu s-a lunenea de pistidial. Așa. Trebuie să ai nucleele pe jos și să aibă cât mai multe piedici. O, te apuci de dat cu coală. Bine, domnule, mai rupe o leacă iarba când umbli acolo la nuclee. Nu lași chiar volbura aia sau nu știu ce, știi, să năpădească ca jungla cu o construcție prin Africa. Nu mai înțelegi nimic ce e acolo. Nu, mai poți umbla acolo să faci. Dar atât, scândurica aia mică, minusculă de zbor, știi, și urdinișul ăla să fie liber. Adică te apuca, da, cu coasa sau cu capra să pască pe acolo să facă lună. Da, altceva. Un coleg spune așa, mișcarea uzează, face referire la conținutul spermatecii, cum păstrează. Parcă nu vine să cred, spermatozoizii dau din coadă în spermatecă 3-4 ani. Mai degrabă îi văd latenți, imobili. A, dar nu a zis nimeni că ei dau din coadă. Sunt opinii care spun că îi văd la microscop activi. A, nu știu, eu n-am auzit. Eu știu că ei sunt acolo ca într-un, din ăsta, cum să spune, ca într-o panoramă de ceea de amestecat, de făcut nutrețuri combinate, eu știu, de învârtit acolo, e ca o mișcare browniană. Dar n-am auzit de chestia asta, că să dea din coadă sau să nu dea din coadă. Chiar nici nu mi-am pus problema în viața mea de că, domne, dau din coadă sau nu dau din coadă. O fi dând, care e problema lor? Și el zice că uzează chestia asta? Mișcarea, da. Măi, nu știu. Eu n-am auzit. Chiar chestia asta n-am aprofundat. Deci chiar am să caut, să văd. Să o analizez, să citesc, să văd ce găsesc despre asta. Îmi cer scuze, dar mai mult de atât nu știu. Chiar și pentru mine e ideea aceea că ar veni o albinuță și ar permite felul acesta să acceseze spermatozoizul mai rapid în ovocit, iar este o noutate pentru mine, n-am găsit scrisă în studii. Da, 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 eu pe unde mai găsesc și eu scrise prin fițuici, prin astea, prin... Acum nici eu nu mai știu dacă sunt unele salimele sau chiar l-am mai știut undeva, dar caut tot timpul să fiu la curent cu chestii de genul ăsta. Aia, acum într-adevăr, aia am auzit-o, adică am citit-o aceea. Da, sunt convins de treaba asta. Da. Mie mi-este foarte greu să accesez cercetările din partea rusă, unde nu înțeleg foarte bine. Sau eu aici am norocul. Aici la ei foarte mult. Și cam în general tot ce apare îi tradus pe la ei pe acolo. Au băieții. Da. Din punctul ăsta de vedere au. Nu are... toată masa, că nu-s interesați, așa e nația, na, așa e felul, știi, nu se bagă toți în chestii de genul ăsta, ca și la noi, ca la alte popoare, dar din punct de vedere al, deci la cercetători, la astea, da, sunt, se găsesc, sunt scrieri, sunt destule din astea. Bine, nu neapărat tratate, îți închipui că e aici slovul de 7.000 de pagini, nu, dar e suficient un articolaș, o fițuică, o trimitere, o pomenire, o chestie de discuții la un colog, vă înțelegi? Adică lucruri pe care eu le înțeleg, le adun, le pun cap la cap și mult îmi ies din logică și le pun în practică, le verific și mi-arată că într-adevăr, conform logicii, așa este. Apropo de colocvi, pe 24 va fi un colocviu la Galați, iar pe 25 la Iași. Da, am auzit. Februarie. Da, da, da. Veți ajunge la Iași? Ne vom vedea. Nu. E exact târgul de la Vaslui. Prima ediție a târgului Apico. Și mi-e mai aproape Vasluiul și dacă mă duc și eu pe la băieți pe acolo, prin târg. Să mai iau și eu una alta. Că nu știu dacă am să mă duc la Iași, pentru că fiind prima ediție a târgului la Vaslui, acum e posibil să fiu un picuț aprovizionat. Nu știu, zic eu, nu dau cu parul. Am să văd dacă vin băieții de la complexul Apicol sau dacă nu vin, că eu faguri numai de la ei iau. Pentru că pe 10-11 are Iașu și pe 15-16-17 sau 16-17-18 are Bucureștiul, târgul Mierii de primăvară. Știi? Și mă gândesc că având în vedere chestia asta, deja am vorbit cu băieți, s-ar părea că nu vin la Iași unii. Știi? Nu vin la târgul de la Iași, adică s-ar părea că târgul de la Iași o să aibă pierdere anul ăsta.
pe principiu că lumea va veni că e prima ediție a Vasluiului. Acum nu știu, s-ar putea să aibă surpriza neplăcută Vasluiul, să nu prea vină lumea și să ducă la târgurile tradiționale. Adică, domnule, mă duc la Iași și de acolo mă duc la București, ei? Sau vin la Vaslui și mă duc la Iași și nu mă mai duc la București. Sau, na, fiecare cum o să gândească, nu știu. Dar e târgul ăsta și vreau să mă duc și atunci nu vin, sigur nu vin la colorile astea. Am înțeles că vine Cristi și cu Radu, nu? Da. Voi fi și eu și mă gândeam când povesteai că ai tăiat ramele pentru a face multietajat din Dadant, să-ți aduc un fierăstrău finuț de mână cu care să poți să faci lucrul ăsta mult mai ușor. Dar nu-l mai fac și în Ghinișor, am făcut lua acela atunci, nu mai trebuie. Oricum, eu îl înjur tot timpul când îl văd și el râde, haine Andrei, că mi-ai dat niște familii jos pălăria, cu te-am acum 100 și ceva de bucăți, știi? Deci nu, asta e, nu-mi trebuie. Aia a fost o întreagă panoramă, îți dai seama să-i fac 100 de rame cu puiet? O trebuie să împrăști toată stupina și după aia adun-l, vezi, pun-l încolo, vai de capul meu. Bașca că mai aveam și alea înnădite a mele pentru nuclei, bașca că, stai seama, cum a fost, nu mai trebuie, mulțam, las, mai trebuie să mai tai. Oricum, străul respectiv e foarte finuț, eu o să-l am la mine, dar când avem ocazia să ne vedem, cu drag să-l dăruiesc, poți să-l folosești și la alte situații. Stai un pic, ținem legătura, dacă e vorba de așa, cât e să trag o fugă, mă urc într-o tinietă și vin pe la Iași doar să ne vedem, știi? Asta nu e o problemă. Dar nu e chiar așa din capăt de țară, că sunt exact la 56 de kilometri și 600 de metri din ușa blocului, de la mine din scară până la mine în poartă aici la țară. Da. Acum o să audă unii comenzi că amândoi folosim trotinete și o să creadă că avem aceeași marcă de trotinete spațială. Da. E, nu, dar cum să-i spun la mașină? Nu trotinete, ce-i? Da. A fost astăzi, a început târgul la Câmpina. Da, am văzut. Uite, la ăla n-am fost niciodată. Am zis că poate eu reuși odată să ajung, dar n-am ajuns. Na, ce se pare? A fost un coleg care mi-a sunat și m-a întrebat dacă ne putem vedea pe acolo și, din păcate, nu. L-am rugat frumos și mulțumesc că a făcut pe corespondentul de la târg și mi-a trimis câteva fotografii. Și am gândit să le împărtășesc cu colegii din acele fotografii de la târg. Și eu n-am fost niciodată în Câmpina. Păi sunt și eu mă las iau câteva rame, că mi-ar mai trebui vreo 200. Uite, așteptau. Da, da. Am băieți aici, că am cunoscut pe cineva care face cherestea de tei. Și ziceam, domnule, zic, uite așa niște rame. Păi stai, domnule, uite, pac. Am eu băieți care iau de la mine cherestea, mi-au dat numele, telefon, bani și gata, mi-am făcut rost de băieți cu ramele. M-am lipit. Dar ce vrei, oportunist cum sunt, asta este în ziua de azi, dacă nu dai din coate, ce dragă, mor de foame. Cred că ideea de a fi mai multe târguri regionale sunt favorabile pentru mulți colegi care pot în felul acesta să desfacă marca mai lesne. Da. Din alt punct de vedere, dacă nu le urmezi să fii în toate, nu știu cât de mult reușești să ai o cifră de afacere sau un profit. Da, nu știu, măi, ce să spun, adică eu ce am vorbit cu oamenii care așa, ei își aleg târgurile, nu pot să țină chiar ritmul să meargă la din unul în altul, știi, ca Stănescu cu Cortul. Acum poate ar fi și din ăștia care umblă, știi, cu... din târg în târg. Că la urma urmei cum pleacă aia de prin satul mare să lași din primăvară și stau până la sfârșitul octombrie în delta și se întorc acasă. Dar am văzut, am avut familii, prieteni, care cunoștințe de fapt, nu prieteni, care domnule, de la 15 martie, nevasta, așa ia frumos, copilul, paca, cușca cu păsări, câinile, capra, haida. Mașina își dă-i drumul. Ziceam cum, da, uite așa, din primăvară, cu capra după el, avea lapte, avea ouă, mai tăia câte o găină, na. Și așa o duceau tată până toamna, până 15-20 octombrie sau 1 noiembrie, depinde cum mergea delta, cum era pe vremuri atunci, înainte de desecările alea uriașe pe acolo.
până rămli făcute pe vremea luceașcă. Când mai erau încă, într-adevăr, mlaștinile alea imensi, unde cât vedeai cu ochii mentă, butoiaș, sălcii la fel. Nu vezi trecut în cartea lui Cârnu, ai mai mari codri de sălci și producători de mană, de salci, în codrii măcinului. Unde-s codrii măcinului, nenea? Că acolo e o rezărie din nu știu când. Nu mai este salcii nici dacă faci poză. Da, da, între Dunăre și Măcin, vreo 10 km, era în codru, cât vedeai cu ochii. Acolo era numai sălcii erau doar. Da. Apropo de lucrul acesta, 2006, dacă nu mă înșel, sau 2007, am fost în Săini și în Săini există o familie, familia Nistor, îi salut cu drag. Știu că de și foarte multă vreme plecau din zona Săinului și făceau pastorală, așa cum o descrieți dumneavoastră, nu știu dacă neapărat cu capre, că mergeau cu tirul și cu rulota, dar da, mergeau în delta. Se întorceau toamna târziu, apicultorii care fructificau la maxim potențialul deltei și pe lângă tonele sau zecile de tone de miere, veneau și cu zacusca și gemurile făcute. Da, 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 da. Da, și mai veneau și cu câteva borcane de smoală, puse prin stupi, de sturion, adică de sturion, știi, era de un setru, de ceva, da, mai picașă din alea. La genul ăla de smoală nu mă pricep. Știau că ai în stupi așa ceva, că ai câteva borcane în stupina aceea de pișlep acolo, dar unde drag să desfacă, să o cauți. Da. Da. Haide să mai zicem ceva. Să verific întrebările din partea colegilor. Sebastian, da. Bună seara, ești și tu cu noi. Nu, el o lăsa numai poza pe scaun și o pleca, văd că. Cu microfonul închis. Da. Sebastian, bună seara, ne auzi? Odată a zis ceva, m-a ajutat pe mine într-o chestie la o întrebare, dar după aia nu mai zis nimic. Da. Permitem și altora să intre să pună întrebări, Andrei? Nu e nicio problemă, uite, mai stau cât e ceasul, un 10-20 de minute mai stau. Perfect. Am zis că o oră jumate, dar uite să fac două. Da. Eu mă gândeam la un lucru până avem întrebări din partea colegilor. Aveam noi o altă dată o discuție legată de glandele anhard. Și dumneata mi-a făcut o afirmație de genul acela care să uimească și să lase pe mulți pe gânduri. Ideea că albina își marchează terenul și își păzește arealul. Da. Bine, acum să nu înțeleagă lumea că își marchează, știi, 50 de hectare, se duce de jur împrejur cu compasul ăla de 2 metri, știi, și face pac, pac, pac și trage încă sârmă ghimbată. Nu. Arealul unde l-a găsit ea, familia cealaltă pe arealul ei, pentru că altfel ar fi, domnule, stupina asta, știi, s-a dus cineva și a ocupat terenul pentru întreaga stupină. Nu. Dar familia de albine, deci în sine ea acolo, albina respectivă cercetași, își marchează teritoriul și au grijă de arealul ăla. Deci asta garantat, îți spun, că poți să facă, s-au făcut verificări, am observat lucrul ăsta, deci spun, așa se întâmplă. Când chestii cu marca piciorului și astea când au lăsat, altele nu trec pe acolo. Am înțeles. Da. Pentru că altfel ar trebui să-și lase aia marca pe acolo și iarăși o brambuleară întreagă. De uite, pe turta de floarea soarelui să vezi că sunt cazuri, stai și te uiți așa pe aceea și să vezi câteodată când îi liniște și pace, n-au nicio treabă, umblă acolo ca bezmeticile și câteodată când sar la bătaie la una care vrea să se așeze. Deci sunt cazurile mai rare, pentru că în general fiecare își vede de bucățica lui. Dom'le, am venit aici, cu suratele, pac, pac, cercetaș, am zis, dar uite câte o dihanii vrea să așeze acolo. Și să vezi cum îi umblă la fălci. O fugăresc de acolo. Da, deci nu îți discută. Dar el altfel n-ar putea, dom'le, că zice, bine dansul albinelor. Am înțeles limbajul ăla, l-au făcut ca pe ieroglifii, nimic, toată stima, tot respectul. Dar nu e ăla de bază. Adică există și ăla, dar nu ăla face parte, cum să spun eu,
adică datorită lui ăla le se pot orienta. Nu, ăla le spune, domnule, te duci acolo, da? Adică matale te duci la, eu spun, domnule, vină la Iași. Atât. Gata, e sărmâna pentru masă, unde vine? În partea de răsărit, vine Iași, uite așa, cam de la matale, ui, așa, cam așa vine, ai înțeles? Da, sărmâna pentru masă. Păi în rest, matale, te orientezi, domnule, după indicatoare, după alea, cu harta în mână, cu nu știu ce, ca să știi pe un stintor. Înțelegi? Așa e și la ele. Deci altfel nu, ele că e poziția soarelui. Bun, și când e înnourat afară și 32 de grade, o nădușeală din aia și culeg de rup pământul și afară zici că e aproape întuneric. După ce mama drag se orientează el? Care soare? Îl simte el prin nori când nu-l vezi tu nici cu Halley și cu, eu știu ce, să mai vezi acolo cu telescoapele. Nu, e chestia asta cu sistemul de orientare la albină, pe mine asta tot timpul m-a frământat până când am dat de el și l-am înțeles și l-am găsit. Și am văzut acum când multe cărți de anatomia și fiziologia albinii, de anatomie, deci așa, pomenește de glandele Anhart. Înainte, pe vremurile mele, tinerețile mele, nu auzisem de așa ceva și nu era trecut. Adică nu era trecut. Acum poate vin, spun, uite o carte din 51, care nu erai tu născut și era trecut. Adică eu n-am dat peste cărți de genul unde se găsesc scris așa ceva. În cursurile care se predau la Facultatea de Inginerie, zootehnică și la medicină veterinară, sunt, să găsesc detaliate lucrurile acestea și relațiile. A, bine, păi da, ăla e cel mai complet curs, domnule, stai cu mine. Deci, dacă vrei anatomia și fiziologia albinii, te duci la o facultate de zootehnie, Iași, Cluj, Craiova, București, care li vrei din ele, deci centri mari și găsești cursurile ale mai perfecte, nu-ți discută, sunt complete, complete, la A la Z. Chiar îți spune și câți perișori are pe torace și chiar te enervează la un moment dat acolo câte detalii sunt și cât ar trebui, dacă ar trebui să ții minte alea toate și câți microni și câți milimetri și câți zecimi și câte miimi și cât nu știu ce și cât aia și ce număr și câte denumiri acolo. Numai când iei trompa aceea acolo, dacă nu, păi de mine, te apucă aparatul bucal. Deci haideți să vorbim acum, că vorbim despre anatomia și fiziologie și ne pomenim de cursuri, da? Doamne iartă-mă, știi că atunci când vorbești de biserică și de lucruri de cărți, știi, spui, gata, băi, vorbim frumos, așa zici, aparatul bucal, așa se cheamă. Deci nu mă ăla cât e denumire are și acolo și funcții. Și... da. Da, asta e, așa e cu... Andrei, mă bucura să fim în seara aceasta împreună, mi-ar fi plăcut să luăm puțin în discuție, da? Nădăjduim să fim sănătoși și să avem ocazia, da, poate altă dată, despre doică și să o privim așa în întreaga ei evoluție și cât de importantă este doica în structura familiei de albine, să delimităm foarte clar doica care produce lăptușorul de matcă și doica bătrână care așteaptă să-i se maturizeze glandele Anhart ca să fie în final implicată în culesul din natură al nectarului. Sunt lucruri care ar stârni un interes pentru mulți. Este adevărat de asemenea că foarte mulți dintre colegi și eu la început nu am pus mâna pe partea de anatomie și fiziologie albinei. Când m-am apropiat să înțeleg creșterea măcilor, atunci da, a devenit un univers care să mă pasioneze. Dar în general colegii întreabă despre tehnologii și echipamente. Da, aici în general stau mai prost cu partea didactică, știi, când e vorba de tehnologie și de astea, pentru că eu caut să explic partea anatomică și biologică. Că alea alte găsești oriunde. Ce vroiam eu să spun, că ziceai de albina doică, cum e? Dom'le, eu aș denumi totuși structura familiei de albine că e formată așa, din albină doi, matcă, albină doică și vremelnic, trântor și culegătoare. Deci albina doică o întâlnim 365 din 365 de zile sau 366 în 366. Pe cea mai lungă perioadă de timp din an, când nu avem altceva decât numai doică în familia de albine câteodată. Deci asta e doica. Doica este baza apiculturii. Vremelnic avem culegătoare, care secretă invertază și face ea pe mama dracu pe acolo, prin copaci și prin burene, și trântori. În rest, la intrare pe iarnă intră doică, deci albina doică-i. Asta este, ea e cheia și lăcata.
Da. E foarte mult discutat de ea. Deci, când, dacă e să vorbim despre albină, da? Că doica ai pomenit doar aia, am scuturat foarte multă doica, am mai pus doica, când te referi doar atât la doica, s-a rupt filmul în apicultură. De fapt, doica este stâlpul casei, temelia, și celelalte sunt vremelnice. Și care doica ai pus? Din aia, din aia sau din aia? De care albine? Deci exact ce vorbeam noi. Aici, doica, dacă poate avem ocazia odată să o dezbatem și pe asta cât de cât. Am încercat Da. eu la ea odată la o invitație, dar nu s-o prins. Am văzut după aia, nu. A fost chineză. Da, zi. E un univers întreg, pornind de la momentul în care eclozează larva și pe urmă tot procesul care se întâmplă în viața larvei până ajunge doică și apoi modul în care doica își are o foarte mare importanță, pe de o parte, în dezvoltarea sănătoasă, în creșterea sănătoasă a larvelor de albină, de trântoră, de regină. Cât de interesant este că această doică care hrănește cu lăpișori, cu glande, cu produsul glandelor și faringine, dar și Mandibulare. mandibulare, Da. hrănește și regina, și lucrătoarea, și trântorul. Da. E fantastic universul acesta. Păi eu de ce Da. am zis că puterea familiei de albine, capacitatea familiei de albine, cheia succesului, până la punctul de roire, că am zis că la insucces am pomenit să o înțeles către atunci, este capacitatea de stocare a corpului gras în familie. Adică de cât corp gras dispune familia la un moment dat. Deci nu numai iarna. Domnule, stai un pic, să ghinișor, că avem și vara suficient și dacă știm să lucrăm cu ăla, avem niște stupi din speriem ce puteri poți să atingă. Da, deci Domnul așa e. Și Doru, aia cine stochează corpul gras? Doica. da. Domnul Doru a fost foarte activ și mulțumesc pentru întrebări, Doru Eu Fulga. m-aș bucura dacă am fost înțeles. Pune așa, să ne vorbească domnul Andrei cum ar trebui să evităm fenomenul de consanguinizare într-o stupină. Dacă anul trecut, dintr-o familie de prasilă, s-a obținut majoritatea măcilor. Eu am să-i spun lui așa, că de exemplu eu toate măcile mele de vârf, da? Deci de 4 sezoane sunt dintr-o singură matcă. Mătcuța mea acum traversează a cincea iarnă și sper să o găsesc să mai dea un rând de larve anul ăsta, da? Dar mai Sănătate, așa, de doamnei. mai... Poftim? Sănătate, doamnei. Da, mulțumesc. Dar mai am și alte măști deci, din care cresc. Deci eu am verificat anul trecut în producții vreo 4, 5, 12 familii de albini. La primăvară văd cum ies albina acum așa, două din ele vor intra și îmi vor da larve. După aceea tot la fel mai verific, dar una de bază îmi rămâne. Da? După aia tot din astea așa ia, am deja 3 familii de albini la care mă voi hotărâi eu care va fi ea anfitrioana. Da? Ceea de care voi avea grijă ca de moaștele Sfântii Parascheva, da? Deci, și totuși, fenomenul de consanguinizare încă n-a apărut. De ce? Pentru că avem norocul ăsta de a mai veni și trântori din altă parte. Deci e un noroc. E o belea câteodată, dar e un noroc. Știi? Belea când ne aduce altfel de genii, care nu ne interesează pe noi, da? E un noroc. Și plus, ca să evităm fenomenul ăsta, trebuie să facem un schimb de, cum se cheamă, de măci, așa, între apicultori, deci unde ai din credere de la cineva așa, iei, nu, domnule, am luat 2 măci, 3 măci, nu, domnule, te duci frumos și iei 10 măci, așa, ca omul gospodar, ți-ai făcut 10 roi și iei la verificat, la vârdeac. Îi vezi cum au trecut de iarnă, cum așa lucrezi exact cum trebuie să lucrezi cu ei, vezi cum au plecat în primăvară, vrei să eviți anumite chestii de accidente din astea, așa, ti ții exact bine, 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 să n-aibă nicio celulă de trântor, de să nu ajungă să ecluzioneze din familia alea niciun trântor, ca să vezi tu care-i treaba. Și dacă vezi care-i treaba și te mulțumești, că doar nu trebuie să li verifici 7.000 de ani, domne. Când ai o anumită experiență, ți-ai dat seama de cum s-o comporta până în toamnă, cum a trecut de iarnă și cum a ajuns până în salcâm, da? Ei, dacă îți place ce-o făcut și care-i treaba bine acolo, dă drumul la trântori de acolo fără nicio problemă din alea să-ți facă și
ți-ai schimbat sângele dacă nu vrei neapărat să crești din măcile respective, de exemplu. Că ai tu o reținere și ești conservator sau laburist, eu știu ce-i fi matat. Și atunci rezolvi problema. Nu, chestia cu consanguinizarea, problema e că structura genetică este foarte bună, în stupină, în momentul în care nu te fugărești nicio familie de albini, nu te face să arunci de alta fumătorul să iei la fugă de nebun să-i bați cu pumnii în cap. Deci în momentul în care te duci liniștit în stupină la tine și poți să-ți dai masca jos, te așezi cu curul pe un stup, pe românești așa și ai uitat să-i pui capacul și podișorul și vorbești la telefon, treaba este brici. Nu există consanguinizare. E un pic exagerată treaba asta cu genetica și consanguinizarea și cu pedigriurile și astea, dar e o boală care o să treacă ca orice boală. Cum e acum cu colesterolul, așa e și cu genetica asta. Deci oamenii nici nu mai știu chiar cum să mai adresezi. Domnule, aveți carpatină F0 sau domnule, ai carnica F0? Nenea, ce cauți tu cu F-urile la rasă recunoscută, domnule? Cum să fii F? Ce-i aia? F-urile sunt numai în cazul de hibridărilor, domnule. Da, hibrizi la popușoi, la fasol, eu știu, acolo se vorbește de F-uri. La rase puri nu, dar toată lumea am luat carnica F0 și am scos F1 și... Păi sigur ai fi scos vreun F acolo că ai hibridat-o, dracu, cu cirăgălia ei prin stupină. Aia da, tu ai făcut un hibrid, dacă n-ai luat rasă, ai luat rasă, nu F. Na, deci o să dispară, hai să nu deviem subiectul, o să dispară și boala asta cu F-urile și cu nu știu ce, ca și cu colesterolul și cu celelalte. Da. Nu mâncăm de aia care e colesterol. Păi da, hai să o luăm, lăsăm moarte. Păi da, dacă n-aș avea colesterol, din ce se face membrana celulară, nenea? Colesterolul e unul din ingredientele principale în construirea celulii, nu? În membranii celulare. Păi despre ce vorbim atunci? Da, păi așa, sunt câteva chestii la modă, știi? Da, nu, e consanguinizarea, asta nu e o boală atât de grea. Adică se poate trăi, vorba aia, știi, 100 de ani dacă traversezi strada corect. Adică n-ai nicio problemă în stupină dacă îngrijirile se fac cum trebuie. Și eliminat fără milă tot ce creează necazuri. Asta e succesul într-o stupină ca să o ai cum trebuie. Să elimini fără probleme tot ce îți creează necazuri. Nu te apuci să faci filozofii cu o familie care nu vrea. Și vrei, matale, încăpățânat, să rezolvi problema cu familia aceea și al dracu întrebi tătului, au probleme cu familie, cu probleme. Câte familie? 170. Și tu mă întrebi pe mine că una care are probleme mei? Tu întreabă-mă ce-ți faci cu alea 169. Rupi dracu gâtul la matcă și desfințează-o zvârlă dracu prin stupină toată. Cum, domnule? Uite cum, dacă nu știi, ți-arăt eu. Păi tu stai 169 să răbi de acolo loc să-i faci și trebuie că te frământă pe tine, al dracu una care îți face probleme. Dar lasă-mă să mor prost, domnule, să nu știu să rezolv probleme într-o stupină, să n-am decât stup bun. Nu, parcă-i mie minionel, ia-ză tu, cam care variantă alege-o, nu? Apropo de consanguinizare, eu, atât cât pot să cuprind și să văd holistic lucrurile, în lipsa de disciplină genetică, nu văd cum să apară o situație majoră de consanguinizare. Când lucrurile sunt atât de ambigue, lipsite de orice aspect de disciplină, și vis-a-vis de pastorale, și vis-a-vis de modul în care se cresc regina la mult și toate lucrurile astea, eu văd departe ideea aceasta că ar fi un mare pericol consanguinizat. Exact ce spuneam eu, nu. Dar specifică că de fapt te referi la disciplina genetică numai din punct de vedere al laboratorului, ca să nu zic lumea că de fapt e o indisciplină totală în apicultură. Nu. Nu e acea disciplină conform laboratorului, adică e o indisciplină având în vedere că suntem vecini unul cu altul, ne ducem încolo, deci trântorii ăștia zgolani umblă ca fetelei dintr-o parte în alta. Eu cred că taman chestia asta în matricea milenară, multimilenară, seculară, cum vrei să-i spui, nu știu, a familiilor de albine, chestia asta că trântorul este acceptat în orice familie. Pentru că normal că ăla vine cu un miros din altă parte, nu? Nu am un argument științific, dar există o... Nu, acum ca o discuție ad hoc, așa, da. Deci logică, da. O luăm, nu?
Dacă n-ar fi fost acceptarea asta, ar fi apărut chestii din astea de sânge albastru, nu, cu verișori, frate, cu soră, cu panoramă. Dar tocmai pentru că trântorii sunt acceptați, eu zic că tocmai asta este succesul în Albinii de atâți ani. Pentru că ea a sărit peste faza asta cu consanguinizarea. Vreau să mai aduc o afirmație la care nu am un argument științific, e preluată de la colegi. Ideea că într-un areal în care apare un singur trântor, în ghilimele, de altă origine decât cel din stupină, da, cumva acele regine îl vor căuta tocmai din instinctul lor de a nu se consanguiniza. Revenim din nou la chestia aia cu căutatul, adică posibilitatea unui mărci de a face ceva. Nu, sunt handicapat, da, de-l dracu. Da. El va veni, nu e nicio problemă. Adică, știi cum va fi e ceva preferatul, să zicem. Da, da, preferatul va fi fost frumos. Încoace, da. No. Matca este o insectă handicapată, nu se poate orienta, nu poate să facă multe lucruri în fața pământului. Adică se orientează, dar nu la nivel mulțumitor. E vai de capul ei săraca, prăpădită și proastă, deci asta este adevărul. Numai bine când o ieși din cușcă, cum e chestia cu ghemul ăla. Băi, am găsit ghemul, vreau albinile să o omoare. Nu, mamă dragă, albinile caută să-i spună să nu plece. Chiar când o ieși din cușcă, ea vrea să iasă pe urdiniș și să ducă la mama dracului, acolo de unde s-o împerecheat ea. Ea proasta nu știe că a adus-o curierul 700 de kilometri. Deci eu le-am arătat la băieți la mine în stupină, da? Am scos matca, am pus-o în cutie, da, frumos, elegant, m-am dus la familia de albine, da? Și uite acolo, lângă stupul ăla, i-am dat drumul din cutie. Ca și cum i-ar fi ieșit din stupul ăla, zicem, da, așa, dar am deschis stupul, uite, așa i-am pus și am pus-o pe marginea stupului. S-o plimbat o leacă așa pe acolo, pac, 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 și-o luat zborul și am zis, hai, mergem și bem un pahar de vin, un șpriț, nu știu ce, o țigară, după două ore, ia uite-o aici în nucleu. Da. Și dracu, încă două ea vrea întrebări. Să plece, ea vrea să ducă la mașină. Atunci albinii fac ghem pe ea ca să o obosească, să dispară cheful ăla de a o hușchi pe urdiniș. Ai munca de lămuririi. Deci, da, și tot vezi, necunoașterea duce la accidente grave. Că se bagă iar acolo matca oia la fugă și zice, aaa, deci nu te-am lămurit bine. Și faci un ghem și mai mare pe ea. Și săraca până la urmă o lămurește, dar o lămurește cu un chicior anchilozat. Cu... Da. Da, ori devine trântoriță, ți-ai băgat nasul și zici, bă, mi-ai dat măși trântorițe, fiți armăta al dracu de boșoroc, ce ești, separul, naibii și... Ce să-ți fac cu edinia? Dacă eu la mine în nuclee văd numai și numai puiet de albină, da? Deci și mie, ți-am dat-o de pe ouții, de exemplu, unde eu nu văd undeva să fie ouat, o matcă, să fie fost trântoriță, nu? Deci tu când îmi spui lucrul ăsta, deodată eu mă gândesc, ți-ai băgat nasul în ghemul ceala, ori ți-ai ceva s-a întâmplat, nenea, nu se poate. Dar tot din necunoștință de cauză noi facem belele. Dar bun, trecem, sărim la un subiect, la altul, da, las. Veneau două întrebări acum. Zic că sunt întrebări, că nu vă semnul întrebării. Dacă poți întreba pe Neandrei Ignatov, de efecte în creșterea de puier pe suprafețe mari, cum ziceam unui coleg, 3 rame full în ianuarie, față de familia care cresc o palmă de puier, prima fază, apoi se stind după ce iasă puietul, albina acoperitoare apucă să vadă puietul ieșind, ținând cont de temperatura și uzura albinei înainte să moară. Asta este o întrebare. Nu prea am înțeles cum trebuie, în fine. E lungă și nici eu. Da. Ideea probabil să dezvoltăm ce ar fi preferat. Să ai dintr-o dată 3 rame full și sau ai o creștere de puiet treptat în perioada următoare. Nu, problema este că o creștere treptată de puiet niciodată 3 rame full. Nu, mai ales pe timp de iarnă, cum e acum, că se obțin suprafeții imense, fără cules de afară, fără relații cu astea, revin la ceea ce am spus mai înainte. Cantitatea de corp gras stocată. Deci familiile astea niciodată nu vor fi familii de succes, adică vor fi trupii de infanterie, da? Dar niciodată din ele nu vei putea selecta niște trupii SEAL sau Delta Force. Asta să fie clar. Deci alea nu vor fi familii de corvoadă care să facă treabă. Așa cum trebuie să fac o familie treabă.
Da, pentru că exact ce am spus mai înainte este cantitatea de corp gras stocată. Nu are din ce să stocheze la ora asta. Iar să avem pardon, din drojdie și fasole nu se stochează corp gras. Dar multă lume nu vrea să înțeleagă că acea că de fapt stimularea asta este o în mod normal o păcăleală. Da? Deci e o păcăleală a familiei de albine, nici de cum completare. Deci aici s-a ajuns în halul ăsta încât un locuitor ăștia să fie folosiți ca hrana de bază. Că poartă ei denumirea de înlocuitori, de biostimulatori, da? Mai corect ar fi înlocuitori ăștia așa, da? S-a ajuns să fie hrană de bază. De săracile albinii, alea când văd polenul nu știu ce să facă cu el. Deci cam asta se întâmplă. Nu știu ce să facă cu el și umpli rama, că l-adună acolo, că i-a spus cineva acolo, a auzit ea că trebuie adunat. Și îi blochează cuibul, îi blochează, pune acolo pentru... Că ea nu știe ce să facă cu el așa. Habar n-are ce să, cum să lucrezi într-un mod normal, echilibrat, când odată acolo s-a apucat de cules ca proastă, ce culegi numai polen. Și pe aia culegi numai ce mai... Adică nu e o chestie normală. Pentru că nu au puterea asta de a stoca corp gras. Iar albina a mai zis și eu și le spun la toți, și am scris și astăzi pe forum și mai știu cât zic așa. Dom'le, nu are floră intestinală. Așa zisa floră intestinală albine este un înveliș acolo, o panoramă ce este așa, pentru protecție, da? Și absorție. Atât e la acolo. Adică e o chestie că se protejează, având în vedere că pe acolo trec niște chestii, mai ales că ea traversează niște perioade din astea mai lungi când nu ies afară. Uite, că iarnă sau că e albină de stup mititică și nu ies afară să își facă și ea căcuța acolo, nu? Și acolo vă dați seama că sunt procese de fermentare și acest protozoar sau bacterii, spun unii acum, să iei dracu, nu o semă de care vorbim toți, nu? Da. Care vine cu ea de milioane de ani, domnule, doar nu vine de acum. Asta e o chestie care în intestinul ei a fost și a existat întotdeauna și unde s-a călcat strâmb, imediat ăla a reacționat și a bubuit cu ceva acolo, o dat în bot. Da? Ei, dar nu e flora intestinală ca a noastră care să proceseze hrana. Pentru că dacă ar fi așa, albina nu s-ar chinui să preproceseze hrana, da? Deci ea practic mierea o procesează pentru ca să fie direct asimilabilă. Polenul când fermentează sub formă de păstură, sărmâna pe la revedere, dă mai puțină cenușă, mai puțini reziduri, da? Tocmai ca să poată traversa, să treacă peste vicisitudinile astea, 5, 6, 7 luni de zile fără să iasă afară. Aici e problema. Eu ce mă apuc? Mă apuc și nebunesc familia aia de albine. Obțin, într-adevăr, puiet, trei rame, dar mă uit acolo, ce fel de albine este aia? Adică aici este problema. Ce cresc eu acolo? Cresc pui de incubator sau pui de la cloșcă? Și normal că pe un fond din ăsta, din rezistență între ghilimele, vai mama ei la boli și la chestii din astea așa, normal să fie probleme cu nosema, normal să fie probleme când a venit un singur crăbuș de acela de varoa să ninorocească o întreagă familie de albini, că la numai dacă o înțepa pe una, gata, i-o dat niște virus pe acolo de-o crapat toți așa, pentru că toate din incubator, îți vai de mama lor. Aici e treaba, dar atât am zis, mă opresc, nu zic mai mult, pentru că ai văzut, ți-am zis și ție când cu emisiunea, domnule, am să caut să evit lucrul ăsta, pentru că nu vreau, uite că na, tot ajungi până la urmă acolo, că apar întrebările. Să obții trei rame de puiet în ianuarie sau în februarie. Nu. Deci astea sunt niște lucruri care nu sunt normale. A, normal este să aibă în februarie, da, domnule, ăla din Maroc, eu știu, în sudul Italiei, în Africa, în Israel, eu știu unde, na. Da, na. Nu mă întreabă ăla din Africa, că eu sunt în Siberia. Aici e diferența. Eu mă refer la cei care traversăm o iarnă, zi. Îl salut și pe domnul Alin. Este cu noi domnul Alin Vancea. Domnul Doru mai vine cu o întrebare. Spune așa. Două întrebări. În ce perioadă de dezvoltare a familiei de albine ar trebui urmărită mai atent familia pentru nu avea loc acel sfat al bătrânelor și cum ar trebui intervenit de un apicultor începător în împiedicarea acelui sfat. Și continuă el cu altă întrebare. Există risc
scul acum acel puiet să nu fie viabil dacă îndopla familia cu diferite turte? Da, păi normal că încep cu ultima întrebare. Cealaltă, de fapt, nu e o întrebare, este o temă de discuții, dar am să o tratez ca pe o întrebare, zice, pot să spun acolo mai scurt. Am să încep deci cu ultima. Normal că, domnule, ce înseamnă neviabil? Adică nu înseamnă că el o incluziona și-a murit, și-a murit la naștere, zi? Nu, nu are o viață lungă, deci intră exact în ritmul ăla ce spuneam eu și ce se spune acum, că, domnule, trăim, albina nu trăiești în ziua de azi mai mult de 25 de zile, domnule, hai să fim serioși, nu mai atingi nici măcar 30. Tocmai din cauza asta. Pentru că această albină nu are posibilitatea anatomică, biologică, fiziologică să stocheze cantități atât de mari de corp gras. Și per total, familia de albine nu poate să atingă acele cantități de corp gras. Atât de necesare unii familii de albini ca să poată trece peste diferite perioade. Deci mai mult de atât n-am ce să-i spun. Deci asta este, nu, hrănirile astea, domne, îi dai miere și îi pui o ramă cu, sau are păstură din toamnă, îi pui o ramă cu păstură acolo, e altă treabă. Îi dai niște polen din ăsta crud, e iarăși altă treabă. Dar făinurile astea, drojdii, chestii, deci proteină brută, din punctul meu de vedere este o porcărie, dar da, iarăși mă întrerup că nu-i bună. Deci cu asta nu sunt de acord, de-aia ca să termin repede. Cu cealaltă chestie, când este de intervenit și așa, de obicei, ca să nu aibă loc sfatul. Problema este, eu așa am zis, că dacă a avut loc sfatul, numai ce face și trebuie să intervenim între. Într-adevăr, am făcut o poveste plastică. Problema e că nu trebuie să ajungem la acele situații când familia de albine ar putea să facă acea ședință. Exact ce spuneam eu, adică dacă structura familiei de albine se duce puternic către doică multă care n-a făcut treabă. Și aici noi trebuie să fim atenți, că nu numai cunoștințele noastre, sunt cazuri, de exemplu, când ne prinde cu o suprafață foarte mare de puiet, dar datorită vremii proaste, albina, deci matca, nu mai depune și alt puiet. Sau cel puțin scade drastic numărul de ouă depuse, da? Și atunci suprafața de puiet pentru hrănit scade și aia. Și primăvara, când noi atingem un anumit nivel de dezvoltare mai mare decât cel normal, pentru că le-am gâdilit noi un pic așa, să spunem că nu neapărat cu un locuitor, deci cu hrană de calitate, da? Deci să nu mergem pe principiul ăla, așa. Putem avea loturi imense de albină care să nu facă absolut nimic. Și să ne trezim că în momentul în care vine căldura, deja să fie chestia asta cu un stoc foarte mare de albină care are, cum se cheamă, corpul gras, adică păstrat, conservat. Un lucru trebuie să privim în cazurile astea, că nu-i dracu chiar atât de negru. Cantitatea de trânturi nu sunt, răsuflăm ușurați, cantitatea de puiet de trânturi nu prea sunt, iarăși răsuflăm ușurați. Trebuie să ne bucurăm că acolo să fie treabă bună. Dar știind că acest lucru se poate întâmpla, da, așa ia, ne schimbăm și noi atunci strategia în stupină și le dăm altceva de lucru. Exact cum ai zis, Matale, atunci că, domnule, să le facem pe aia, să facem pe aia, să facem pe celelalte. Adică sunt mai multe chestii de a combate, dar noi trebuie să ajungem acolo să nu aibă posibilitatea să facă acest sfat. Și acest sfat se face. Acest sfat se face tocmai datorită faptului că să ajunge în pre-frigurile roitului cu mânuța noastră. Pentru că vrem prea devreme să avem familii mult prea puternice. Da. Deci, da, aici e treaba. Deci sunt multe, eu de ce am zis, e o temă. Nu pot să-i dau un răspuns. O să zic că mulțumesc, domnule, nu vrei. Nu există o definiție. Adică 90% din stupinile lumii se confruntă cu acest aspect de au ajuns săracii să facă hibrizi sau să selecteze, să facă anumite încrucișări, nu știu așa, ca să scape din roitul ăsta.
este un flagel, da, când e vorba de producție. Și dețin Ignatov Andrei, domnule, definiția unde spune el exact pac-țac și de acum gata e cheia succesului. Nu. E o întreagă temă, e o întreagă, cum să spun eu ție, filozofie de îngrijire a familiilor de albine. E o întreagă tehnologie, o întreagă știință, altă, cum vorbeam noi, Ionele, cum spuneam eu ție, altă concepție față, vis-a-vis de apicultură. Adică e un alt concept, trebuie să privești altfel. Deci nu pot eu, Ignatov Andrei, să țin în mine un secret și 95% din, sau 90% din stupinile lumii să nu știe ce să facă cu flagelul ăsta. Nu, e o altă filozofie. Deci, și nu singurul, mai sunt apicultori care procedează aproximativ ca mine, dar oricum, ideea și rezultatul ăsta este comun al nostru și de bază, să nu avem necazuri cu roitul. Că unii au găsit prin alte metode de a purta ramile, eu prin alte metode, dar același lucru se urmărește. Pentru că exact ce am zis eu mai înainte, selectând familii de albine, deci măci care nu mai au tendința de roire, diminuăm cantitatea de corp gras ce poate fi stocată la un moment dat în familia de albine de către doici. Pentru că ăla e fenomenul de bază, corpul gras și doica. Nu au așa ceva normal să nu roiască. Nu că matca, vezi, domnule, ai de mine ce măcea meu, nu ai dat doi. Da, au corp gras familia alea ta, de rup pământul, nu se pune problema ei cu lopata, le rașchetez așa cu spatula de piele, dar nu roiesc. Da. N-au. Adică n-au posibilitatea să trăiască atât de mult. Asta să fie clar. Și aici e problema, știi? Că ajungi la un moment dat să poți jongla familiile astea de albini și să ai familii super puternici chiar din suprafețe mici de puiet. Pentru că o albină prinde două generații de puiet. Despre ce vorba, Ionele, aici? Nu? No? Pe ideea să trăiască 45 de zile, îți dai seama că sprinde două generații, 50 de zile, sprinde două generații și o bucățică de puiet, mamă dragă. Da, aici e problema. Aici e problemuța și aici e o întreagă filozofie, un întreg concept apicol. N-am cum să-l definez, cum să-l... Trebuie să schimbi felul de a lucra în stupină, total. Și începi cum se lucrează primăvara, de fapt îți dai seama că ce trebuia făcut în toamnă. Și când te apuci să vezi ce trebuia făcut în toamnă, îți dai seama că trebuia să pornești într-un fel în primăvară. La un moment dat trebuie să te hotărăști, domnule, voi lucra așa de acum ca să pot intra așa pe iarnă, pentru ca după aia în primăvară să fac așa. Nevastă-mea tot auzea că pe aici, nu știți, uitai, mai vorbeam cu unii, cu altele, băi, cu puie. Nu, noi puie fugeți de aici. Cum, domnule, dau deja puiet la mine, nu știu ce să mă vai de mine și puietul și puietul și... Păi, oameni buni, băi, dar cine te-a pus să te uiți, băi? Păi nu, dar nu m-am uitat, dar nu le-am făcut nimic. Păi numai faptul că te-ai uitat în ei și ai zgândărit acolo, le-ai trezit la activitate. Nu e așa să-ți dai tu peste mână și peste picioare de materie, dar la tine cum e? Păi nevastă, nu știu, până în 15 martie nu remar capul, dar sigur n-au la ora asta. Și odată, băi, dar tu nu te uiți, m-am dus să dau zăpada. Uite, n-ați arăt și ia, uite aici, ia pune mâna, vezi că e rece, uite, uscat, stupul, e gheață, n-o dă, cat, să rămână pentru masă, n-are nici pe dracu. Uite cum stau aici în gheme, am arătat acolo, ia uite, ia morțit acolo ca proaste, astea au puiet? Mi-aduc aminte de vorba, mi-a răposat Gică Romanescu. Spunea așa, iarna dacă n-ai ce face și te doare capul, du-te-l, bagă-l în butoiul cu ramă de varză non-stop. Corect, normal. Dar pe mine mă întreabă, domnule, dar te-ai uitat la ele? Băi, zic, am un sistem de capace la mine că nu pot să facă vrăbilii cuib. Vezi, treaba au vrăbilii, domnule, te-a întrebat la... Păi tocmai de aia, la ce drag sumblă ele? Îți văd dacă am cuiburi de vrăghi în stup, la ce sumblă la ele? Nu am la ce umbla. Eu până în martie nu umblu în ele. De ce stai să umblu? Până nu le văd de o zburând, până nu pot intra în ele, nu. N-am ce căuta. Dar dacă se întâmplă ceva, și dacă se întâmplă ceva, le rezolvi la minus 20 de grade. Dacă se întâmplă ceva, înseamnă că stântălăul lupeștii care nu știu ce am făcut în toamnă. Asta e toată treaba. Să vedem dacă a revenit Sebastian și Alin la microfon. Bună seara, Sebastian, ne auzi? Te salut și pe tine, Alin. Au fugit.
Andrei, Mai sunt întrebări? Nu mai sunt? Nu mai apar întrebări. A fost o plăcere deosebită să fim în seara aceasta eu împreună în emisiune. La fel. Și de asemenea e o plăcere să discutăm. Înțeles. Absolut. Se vor reauzi filmulețele, se pot vedea emisiunile. Da, nu știu, am zis că zic, nu știu dacă m-am făcut înțeles, dacă lumea o fi înțeles ceva, dacă... Exact ce am vorbit noi înainte, este foarte dificil într-o perioadă scurtă să vorbești. De exemplu, aș putea să fi vorbit, de exemplu, domnule, vorbim de structura normală și tendința diroită, ar fi o temă așa. După aceea putem vorbi de structura familiilor de albini, cum ai zis, care nu roiesc. Putem vorbi, de exemplu, de cum putem modifica structura prin hrăniri mai devreme sau cum putem să nu modificăm sau hai să vorbim despre cum arată structura unei familii de albini după ce s-o termina cu lesul. Sau hai să vedem, cum ai zis tu acolo, structura unei familii de albini pe care am vrea noi să facem roi din ea, pentru că dacă ea nu intră în frigul roietul, nu nimica. Cum putem noi face niște roi ca să dezvolte ei frumos și elegant și rapid și așa și cu tare? Adică sunt multe lucruri. Că știi că am pomenit odată mai de mult pe un hangout cu roiul ăla pe o ramă, au făcut băieții exact cu albina cum le-am spus eu și au zis, da, domnule, da, pentru că dacă are o anumită structură, așa exact cum am făcut pe stupărit, am scris acolo structura familiei de albini și cu legătoare pentru marele culesuri. Deci clar, punct și separat, două idei diferite. Toată lumea s-a axat cum dracu să obținem noi cu legătoarea, să rupem salcămucea la în două. De, uite, structura familiei, domne, nu-i numai pentru salcâm. Noi trebuie să avem tot timpul în cap și să o înțelegem. Domnul Doru, acum pe partea de final mai pune două, cred că sunt două întrebări. Întreabă-l pe domnul Andrei dacă nu se îngrădește spațial spațiul denuat al măcii, cred că este una. Întreabă-l pe domnul Andrei dacă nu se îngrădește spațial de oat, spațiul de oat, da, de oat al măcii, da, dacă introducem rama port-boci în cuib între două rame de larvă. Cred că sunt două întrebări, nu le prind sensul. Poate le prind dumneata în sensul. Bun, și ce e acolo? Eu n-am înțeles întrebarea. Nu, dar eu n-am auzit. Mai departe s-o întrerup, n-am mai auzit nimic. Atât. Am înțeles acolo dacă introducem rama porboci și atât. Între două rame cu larvă. Dar ce cu ea dacă o introducem acolo? Să o introducem în cui? Cred că sunt două întrebări diferite. Nu le prinde, nu le-a formulat. Deci hai să vedem prima ce a zis acolo. Dacă nu se îngrădește spațiul de oat al măcii. Da. A, și nu este... cred că stai un pic, el asta a vrut, poate să întrebi, nu știu dacă eu nu-l văd, dar din ce spui tu, cred că dacă nu se îngrădește spațiul de oat al măcii și introducem rama acolo, cred că dacă se întâmplă sau nu ceva, cred că e de pe telefon și de aia da. nu fi transmis cum trebuie. Și dacă se întâmplă ceva, adică cred că cu creșterea, cu bocile, cu astea. Cred că la creșterea de boci se referă. Da. Nu se întâmplă absolut nimic. Familia de albini, dacă e dintr-o rasă care e cu roitul în cap așa, mai ales cum am zis eu, să alege ca finisorul o mătcuță o leacă mai în vârstă, nu spune problema. Acolo se face lăptișor de matcă cu lopata. Toată treaba este să o motivăm să li crească pe alea și să li creăm microclimatul și să nu punem multe. Deci, cum am mai zis la început, da. Cred că asta s-o fi referit el. Nu pot să-mi dau seama. O mai venit o întrebare. Spune-te, rog, să mai repete, matca fără insigneruire albina nu are corp gras? E un alt coleg. Ba da, dar nu stochează. Deci nu, adică să nu se înțeleagă că albina nu ia fără corp gras, nu poate să facă. Dar nu stochează corp gras familia de albine. Adică nu are indivizi pe care să-i țină de rezervă. Deci familia care nu are instinct de roire nu face lucrul ăsta. Deci ea merge de pe azi pe mâine. Deci ea în tot timpul are stocul de corp gras ăla care este. Înțelegi? De-aia tot timpul el trebuie să aibă puiet, de-aia tot timpul să hrănesc, de-aia tot timpul să mențin stadiul ăsta, pentru că tot timpul trebuie să aibă doică. La o întrerupere, la chestii din astea, ele nu știu să
dacă nu li vine vremea, deci cum ar fi iarna, da, cum e pregătirea pentru iarnă, nu li vine vremea, nu ștochează corp gras. Sub nicio formă. Deci au corpul gras albin al arii, ălarii îl folosește, da? Deci nu pune banii la cec, domnule, el tot salarul când vine l-o cheltuit până la următorul salar, când vine următorul. Asta e chestia, nu pune bani deoparte, ca să înțeleagă domnul respectiv care a pus întrebarea. Pe când familiile de albini care au instinctul de roire își stochează. Cum își stochează? Adică au un lot de albină pe care o țin acolo de rezervă. Aia să vină și să rezolve problema când sunt probleme grave, deci iarnă, vreme urâtă, nu-i cules, nu nimic, nu este polen, nu nimic, să aibă cine să secrete lăpișori de matcă, nu secretă ca proastele acolo așa, să aibă o rezervă sau la intrarea în iarnă, sau să roiască. Aici e chestia. Și de asta am zis, cei care sunt fără tendințe de roire, albina nu trăiește mai mult de 25-30 de zile, clar. S-o dovedit, se vede. Nu trăiești. Și câteodată poate nici atât. Și mai puțin de atât. Multă albină trăiește mai puțin. Că altfel la sutele de decimetri pătrați de puiet ar trebui să sperii lumea la putere. Da. Celelalte, da, domnul, au. Pot trăi 40-50 de zile fluierând albinile. Domnul Doru își cerea scuze de faptul că n-a fost coerent și mulțumește pentru răspunsuri. Nu e nicio problemă, da. Cred că de pe telefon și atunci ori nu au putut spune bine, ori ceva s-a întâmplat. Da. Bun, oricum nu, mi-au plăcut întrebările lui, dar ale lui nu se pot, multe din ele nu se pot numi întrebări, sunt teme. Adică sunt frumos puse, se referă la niște lucruri interesante, dar alea sunt teme de discuții, nu sunt întrebări. Da. Uite, ia că-s bunii de luat alea și de pus deoparte acolo, de tematică de discuții. Da, bun. Vă mulțumesc și eu pentru atenție, m-ați suportat. Mulțumim frumos, Andrei, multă sănătate. Poate ne mai auzim. Por la treabă și să ne vedem sănătoși. Succes, iernare ușoară în continuare. Să ne vedem sănătoși, să auzim de bine. Toată stima tuturor, vă salut cu drag, vă dorim un weekend plăcut. Și de ce nu, cumpărături plăcute la cei care sunteți în târg, vânzări bune la cei care sunteți cu marfă expusă la vânzare și ca toți ceilalți nerăbdători să începem sezonul din plin. Multă sănătate tuturor, vă salutăm de la emisiunea Apicultura din România Live. La revedere, baba! Toată stima!